Începem, deci, activitatea Consiliului, Comisiei de Doctorat, Comisiei de Doctorat, aprobată prin decizie Consiliului Științific al Universității de Stat de Moldova. Eu propun ca să facem un apel, în sensul că eu o să numesc membrii Consiliului ca să ne convingem și să fie, deci, eu știu, scris că, deci, Consiliul Sfântului. Duca Gheorghe, doctor candidat, președinte Consiliului, eu sunt deloc. Domnul Acanteanu Pașcu, Tudor, salut, da. Este... Vă salut. Vă salut, domnul Acanteanu. Doamna Maria Gonță, profesor Universitatea de Stat din Moldova. Sunt. Este sunt referențe. Doamna Raisa Druță. Bună ziua. Universitatea Tehnică. Este, doamna? Bună ziua. Bună ziua! Doamna Raisa Anastase, doctor conferențiar, Institutul de Chimie, conducător științific, este membru Consiliului. Este? Sigur, prezentă! Lilia Angel, doctor, Institutul de Chimie, secretar științific al Comisiei de Doctorat. Deci, după cum vedem, stimați colegi, suntem 6 membri. Deci, 5 sunt fizic și unul este online, sunt eu. În cazul ăsta, conform regulamentului, susține publica tezei. Ședința, pardon, de susținere publica tezei, putem să începem. Sunteți de acord? Da. De acord. Da, mersi. Deci, trebuie... Nu trebuie deci, nimic. Deci, înseamnă că vreau să vă anunț că noi pe ordine de zi avem o singură chestiune. Susținerea publică a tezei de doctor cu titlul Evaluarea influenței chimiei supra vieții adsorbanților carbonici în procesul de adsorpție a poluanților. Această teză se prezintă la specialitatea 144.01 chimie fizică. Și această teză a fost elaborată de către doamna Gânsar Irina, pretendentă la titlul de doctor în științe chimice. În următorii tezi sunt academicianul Gheorghe Duca, academicianul Tudor Lupașcu și doctor candidat Mihai Cioban. Conducătorul științific a tezei este doctorul în științe chimice Raisa Năstase. Acum, suntem de acord, da, cu această ordine? Da. Da. Eu vă mulțumesc. Acum, conform regulamentului, noi trebuie să oferim cuvântul secretarului de comisii, deci de doctorat, doamne doctor Lilia Angel. Ea va trece în revistă actele prezentate în dosarul pretendentului. Corespunderea lor, deci, metodologiei de susținere a tezei de doctorat. Vă rog, dacă este posibil, să menționați, doamna doctor Angel Lilia, dacă sunt respectate cerințele față de credite, față de publicații și prezentări științifice la tema tezei, conform programului de doctorat. Precum și vrem să auzim și despre rezultatele verificării similitudinilor și ajustărilor ulterioare care au fost expuse pe parcursul deci, procedurii de susținere a tezei. Vă rog, ofer cuvântul doamnei doctor. Președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați invitați, dosarul depus de către pretendenta Irina Gânsari conține actele perfectate, în conformitate cu metodologia prezentă. Astfel, dosarul pentru susținerea publică a tezei include cererea studentului doctorant privind demararea procesului de evaluare a tezei de doctorat și cererea de admitere a tezei de doctorat pentru susținerea publică. Lista publicațiilor științifice și suplimentul la teza de doctorat, suplimentul publicației la tema tezei de doctorat, extrasul din ordinul de înmatriculare, copia certificatului privind urmarea studiilor de doctorat, extrase din decizia Consiliului Științific privind aprobarea temei de cercetare, desemnarea conducătorului științific și a comisiei de îndrumare, nota informativă privind parcursul studiilor universitare de doctorat,
acordul conducătorului de doctorat și a membrilor Comisiei de Îndrumare privind admiterea pentru susținerea publică a tezii de doctorat. Raportul de similitudine și rezoluția cu privire la raportul de similitudine. Decizia Consiliului Școlii Doctorale privind aprobarea Comisiei de Îndrumare Extinsă. Avizul Comisiei de Îndrumare Extinsă privind evaluarea tezii de doctorat. Decizia Consiliului Științific al USMN privind aprobarea componenței Comisiei de Doctorat. Declarațiile pretendentului la titlul științific și membrilor Comisiei de Doctorat privind acordul desfășurării ședinții de susținere publică în regim online. Informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Doctorat, CV-ul, lista publicațiilor pentru ultimii 5 ani, procesul verbal al ședinței preliminare a Comisiei de Doctorat, lista organizațiilor pe adresa cărora a fost expediate autoreferatele cu ștampila poștei, adeverințele de depunere a tezei de doctor și rezumatul în fondurile Bibliotecii Naționale, Bibliotecii Științifice Andrei Lupan, Bibliotecii Centrale USMN, declarația cu privire la originalitatea tezei de doctorat, rapoartele referenților, avizile la rezumatul tezei și CV-ul studentului doctorant. Este de menționat că pretendenta a respectat cerințele față de credite, acumulând un număr total de 140 credite pe parcursul celor 3 ani de școală doctorală. A respectat programul de doctorat și a publicat un număr de 24 de lucrări științifice, dintre care 2 articole în reviste științifice cu factor de impact, 2 articole în reviste științifice naționale, 5 articole în colegii naționale și internaționale. Rezultatele cercetărilor le-a prezentat la 12 conferințe simpozioane științifice naționale și internaționale. În ceea ce privește raportul de similitudine, acesta a indicat un coeficient de similitudine 1 de 15% și un coeficient de similitudine 2 de 3%, ambele fiind sub limita pragurilor stabilite. Pentru primul coeficient de similitudine, acesta fiind de 50% și pentru coeficientul de similitudine 2 fiind până în 5%. Sursele indicate în ambele liste de similitudine se referă la denumiri, instituții, departamente sau includ fraze generale din domeniul profesional, formule terminologice standarde în domeniul tezei, metode generale de obținere, modificare și caracterizare a absorbanților carbonici, care sunt citate corespunzător și nu constituie împrumuturi neautorizate. De asemenea, sunt indicate în lista de similitudini surse la baze de date care indică terminologia standardă în domeniul tezei, metode generale de obținere, de modificare și caracterizare a absorbanților carbonici. Toate resursele sunt citate corespunzător și nu constituie împrumuturi neautorizate. De asemenea, includ termeni standard și formulări generale întâlnite și în alte teze de doctorat folosite la redactarea tezelor de doctorat conform ghidului de redactare a tezelor aprobat de ANACEC. Ulterior, teza a fost supusă ajustărilor conform indicațiilor și recomandărilor membrilor Comisiei de Îndrumare Extinsă, iar versiunea finală, inclusă în dosarul pentru examinare publică a tezei de doctorat, corespunde totalmente cerințelor din ghidul de redactare a tezelor aprobat de către ANACEC. Gata? Da, acesta. A trecut, da? Da. Vă rog, dacă sunt întrebări către doamna secretarul Comisiei de Doctorat. Da, da. Eu am o întrebare. Foarte bine că are 2 articole cu factor de impact, dar să este un efort și noi apreciem acest efort pentru noi, pentru mine, pentru în general, pentru munca de știință. Dar mie mă interesează o chestiune, dacă știți dumneavoastră, doamna doctor Angel. Teza a fost finalizată la timp sau după expirarea termenului de studiu? Teza a fost finalizată la timp și a fost respectați toți termenii. Deci asta încă un compliment pentru a avut o integrație. Bine, mai sunt întrebări?
Dacă nu mai sunt, atunci trecem la următorul subpunct. Deci, a ședinței noastre, îi oferi cuvântul candidat cu la titlul de științific, care trebuie să îl prezinte cât, Irina, 30 sau 40 de minute? 20. În regulament, eu m-am uitat, scrie de la 30 până în regulamentul Universității de Stat, scrie de la 30 până la 40 de minute. Asta cât ceriți? Da. Irina? Vă mulțumesc frumos. Cred că 30-40. Nu se uităm la concurs, da. Da, eu cred că noi oferim acest timp, pentru că el este reglementat. Acum, deci, vă rog să prezentați conținutul pieței de doctorat, rezultatele obținute, și vă rog să evidențiați autoritatea, noutatea științifică, semnificația teoretică a tezii și valoarea aplicativă a lucrării. Și, deci, vă rog să prezentați rezultatul celor mai importante rezultate și lucrurilor în contextul cercetărilor chimice, atât în Republica Moldova, cât și din lume. Să vă rog să includeți în prezentarea dumneavoastră concluzii și recomandări practice, dacă este posibil să fie însoțite de prezentări vizuale și, în final, deci, veți răspunde la întrebările participanților ședinței. Aceste cerințe sunt în conformitate cu regulamentul de susținere tezei a Universității de Stat din Moldova. De aceea vă rog, este ora 14-12 minute. Irina, mai rog eu cuvânt. Nu, mai încoace, asta e asta. Da. Da, vă mulțumesc frumos. Bună ziua, stimați președinte, stimați membri ai Comisiei de Doctorat, stimați oaspeți. Astăzi voi prezenta rezultatele științifice obținute în cadrul tezei de doctorat, evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorpție a poluanților. Conducător științific este doamna doctor în științe chimice, conferențiar cercetător, doamna Anastas Raisa. Cărbunii activi sunt materiale adsorbante eficiente pentru îndepărtarea poluanților din apă. Natura fizico-chimică a suprafeței cărbunilor activi are un rol important în procesul de adsorpție și ar trebui luată în considerare la selectarea sau prepararea adsorbanților carbonici pentru aplicare în procese de adsorpție și sau oxidare. Este cunoscut faptul că capacitatea mare de adsorpție a cărbunilor activi este datorată structurii poroase foarte bine dezvoltate și chimiei suprafeței bine dezvoltate. Caracteristicile chimiei suprafeții sunt strâns legate de prezența heteroatomilor la suprafața cărbunilor activi. Tipul și cantitatea surselor heteroatomilor prezenți în grupele, în grupele funcționale depind de materia primă și de introducerea heteroatomilor în procesul de activare sau modificare. Grupele funcționale de pe suprafață determină caracterul acid sau bazic al suprafeței cărbunilor activi. Reieșind de cele expuse mai sus, scopul prezentei lucrări constă în modificarea suprafeței și corelarea chimiei suprafeței adsorbanților carbonici cu proprietățile lor sorptive și sau catalitice. În conformitate cu scopul propus, au fost desemnate câteva obiective. Modificarea chimiei suprafeței cărbunilor activi, evaluarea caracteristicilor fizico-chimice, caracterizarea chimiei suprafeței prin aplicarea titrărilor pH-metrice, prin detalierea grupelor funcționale de la suprafață de pe suprafața adsorbanților carbonici cu ajutorul spectroscopiei în domeniul infraroșu și prin aplicarea metodei descompunere termice programate. Evaluarea proprietăților redox prin metoda cation radical ABTS și prin metoda chemiluminescenței în sistemul luminol peroxid de hidrogen. Și elucidarea particularităților de interacțiune și sau sorții specifice, efectului structurii poroase și a chimiei suprafeței în vederea corelării proprietăților de suprafață ale adsorbanților carbonici cu proprietăților sorptive și sau catalitice pentru eficientizarea procesului de adsorpție a poluanților. În conformitate cu obiectivele propuse, au apărut necesitatea concretizării unor particularități metodologice privind aplicarea titrărilor pH-metrice. Pentru prima dată, proprietățile acidobazice ale adsorbanților carbonici au fost determinate în Institutul de Chimie la începutul anilor 2000 și această metodă a necesitat
careva modificări, ținând cont de titratoarele automate noi și de diversitatea adsorbanților carbonici. Astfel au fost concretizate și recomandate condiții experimentale pentru aplicarea titrărilor pH-metrice. În lucrarea dată pentru evaluarea proprietăților redox a fost aplicată metoda pentru sisteme omogene, dar adaptată pentru sisteme heterogene. Conform datelor experimentale au fost stabilite și se recomandă condiții optime pentru evaluarea proprietăților redox prin metoda cation radical ABTS. În cercetări au fost utilizați adsorbanți carbonici comerciali și carboni activi autohtoni obținuți din materii prime vegetale. Prima serie de adsorbanți carbonici sunt carboni activi obținuți din coși de nuci prin metoda fizico-chimică de activare cu vapor de apă și modificați cu ion de clor. A doua serie de adsorbanți carbonici includ carboni activi obținuți din coși de nuci și lemn de măr care au fost modificați prin oxidare cu acid azotic concentrat și amestec de acid azotic și ureie. Și a treia serie de adsorbanți carbonici sunt adsorbanții carbonici modificați prin impregnare cu oxizi de metale de cupru și mangan. Caracteristicile fizico-chimice ale adsorbanților carbonici au fost analizate pentru un șir de indici generali, cum ar fi analiza elementelor, umiditatea, cenușa și densitatea în stare tăsată. Pentru ambele mostre de carboni activ, can și can clor, valoarea umidității constituie circa 8%. După modificarea cu ion de clor, conținutul de cenușă scade circa de 4 ori față de proba inițială. Valoarea densității în stare tăsată este aproximativ aceeași pentru ambele mostre de carboni activ. Din analiza elementelor se observă că a fost depistat clorul în cantitate de circa 2% pentru mostra modificată cu ion de clor, ceea ce înseamnă că un obiectiv al tezei al cercetării a fost atins. Prezența clorului a fost confirmată și prin analiza adsorbanților carbonici prin metoda SEM-DEAX. După procesul de modificare, se observă că se spală unele componente ale cenușii de pe suprafața carbonilor activi. Din analiza termogravimetrică, se observă că după 450 de grade are loc o scădere lentă a masei probei, ceea ce se datorează eliminării apei adsorbite fizic și a unor specii volatile din structura carbonilor activi. După circa 600 de grade, masa probei carbonilor activi arde complet. Caracteristicile fizico-chimice ale adsorbanților carbonici modificați cu oxizi de metale sunt prezentate în tabelul 3, 4 și 5. Mostrele de carboni activ din seria E au un conținut mai ridicat de cenușă și ce se datorează prezenței compușilor calciu și magneziu în mostra dată. În dependență de metoda de modificare, cantitatea de metal impregnat este diferită. Caracteristicile fizico-chimice ale adsorbanților carbonici din seria de carboni activ modificați prin oxidare sunt prezentate în tabelul 6 și 7, din câte se observă că caracteristicile sunt foarte diferite față de probele inițiale. După procesul de modificare, se observă că se spală unele componente ale cenușii, elementelor cum ar fi magneziu, calciu, sodiu și ferul. Parametrii de structură ai carbonilor activi au fost determinați din izotermie de sorbție azotului. Se observă că după modificarea cu ion de clor, parametrii de structură sunt mai mari comparativ cu proba inițială. Pentru probele modificați prin oxidare se observă că parametrii de structură sunt foarte diferiți. Pentru mostrele de carboni activi modificați prin oxidare se observă la fel că parametrii de structură sunt diferiți față de cei inițiali. Chimia suprafeței carbonilor activi a fost determinat cu ajutorul prin aplicarea titrărilor pH-metrice, prin aplicarea metodei de titrare Boyem, cu ajutorul spectroscopiei în domeniul infraroșu și metodei de descompunere termice programate. Pentru detalierea grupelor funcționale la suprafața carbonilor activi a fost aplicată spectroscopia în domeniul infraroșu. Pentru mostrele de carboni activi, spectrele sunt practic aceleași și prezintă benzi caracteristice
cărbunilor activi. Descompunerea termică programată reprezintă descompunerea termică a mostrei de cărbuni activ și analiza gazelor eliminate cu ajutorul unui spectru de masă. Din spectrele de masă, descompunerea termică se observă că se elimină la temperaturi joase, se elimină dioxid de carbon, se elimină grupele cele mai instabile, ceea ce poate fi atribuit grupelor funcționale carboxilice. După 600 de grade Celsius se elimină oxidul de carbon, ceea ce poate fi atribuit grupelor carbonilice, fenolice și achinonilor. Eliminarea metanului și a etanului, prezentată în figura 11, indică prezența, poate fi explicată prin activare necompletă sau parțială a mostrelor de cărbune activ. Pentru speciile care conțin, pentru cărbune activ, care, grupele funcționale care conțin clor, se elimină specii cu masă la 36, ceea ce indică că se descompun sub formă de H-clor. Din curba de titrare pH metrică, pentru mostră de cărbune activ can clor se distinge o grupă funcțională care are un pic de, punct de echivalență aproximativ la pH 8.7-8.8. Astea au fost determinate și valoarea pH în punctul 0 sarcini, care a fost determinată prin două metode și este egală cu 5.75. Din distribuirea grupelor funcționale se observă că pentru grupele pentru probele inițiale au fost găsite doar grupe funcționale bazice. Cele mai multe picuri au fost găsite pentru proba modificată cu cu acid azotic. Prin complementarea rezultatelor obținute la titrări pH metrice și determinate prin metoda POEM sunt aproximativ aceleși. Micile discrepanțe în valori pot fi explicate prin abordarea diferită în a grupilor, determinarea grupelor funcționale. Proprietățile redox ale cărbunilor active au fost determinate prin metoda chemiluminescență și metoda cation radical ABTS. Din curbele semnalul chemiluminescent pentru probele de cărbuni activ can și can clor, se observă că mostra de cărbune activ can are proprietăți reducătoare, iar proba can clor are proprietăți oxidante comparativ cu proba inițială. Pentru mostra de cărbune activ modificați prin oxidare, modificați prin impregnare cu oxizi de metale, este reprezentată în figura 17. Pentru proba modificată cu oxizi, cu oxizi de mangan, se observă o scădere până în primele 25 de secunde, se observă o scădere a semnalului chemiluminescent și proba dată are proprietăți oxidante și după 25 de secunde semnalul chemiluminescent se stinge. Pentru proba modificată cu oxizi de cupru, în primele 25 de secunde prezintă o activitate comparabilă față cu cea a martorului, are activități oxidante și se observă că după 25 de secunde pe toată durata experimentului se menține, semnalul chemiluminescent, ceea ce înseamnă că a fost atins echilibru și a fost atins echilibru și are loc captarea și formarea radicalilor liberi. Activitatea antioxidantă a mostrei de cărbune activ a fost prezentată în figura 18 și 19. Și am nevoie, am o problemă tehnică. Am nevoie să dau slide înapoi. Nu știu. Nu știu. Activitatea antioxidantă comparativă a mostrelor de cărbune activ din serie E și C sunt prezentate în figurile 18 și 19. Proprietățile redox determinate prin metoda de reducere a cation radical ABTS pentru cărbuni activ sunt prezentate în figura 20 și 21. O activitate de reducere a cation radical ABTS pentru mostrele de cărbuni activ din seria E prezintă o activitate de
70-80% de reducere și activitatea de reducere a cationului radical acestor mostre descrește în șirul următor. Activitatea antioxidantă, activitatea de reducere a cationului radical ABTS pentru adsorbanții carbonici cu suprafață acidă din seria E este în proporție de la 50 până la 80% și activitatea de reducere a cationului radical pentru mostrele din seria dată descrește în șirul următor. Pentru evaluarea procesului de adsorpție a poluanților din apă a fost construită cinetica procesului de adsorpție, curbile cinetice la 3 concentrații inițiale și la diferite temperaturi. Pentru a descrie procesul de adsorpție, a fost aplicat model cinetic de ordin pseudo-1, model cinetic de ordin pseudo-2 și model de difuzie intraparticulă. Datele experimentale, valorile datelor experimentale sunt într-o bună concordanță cu valorile adsorpției calculate de către modelul cinetic de ordin pseudo-2, ceea ce înseamnă că în sistemul modelat are loc o adsorpție chimică. Astfel, pentru verificarea influenței transferului de masă în procesul de adsorpție a ionilor de nitrit pe cărbuni activ, a fost aplicat modelul de difuzie intraparticulă. Se observă că procesul de adsorpție are loc în trei etape. Prima secțiune lineară se datorează adsorpției în mezoporii cărbunilor activi, celelalte două etape sunt are loc tranziție de la mezopori la micropori. Izotermia de adsorpție a ionilor de nitrit pe cărbuni activ a fost determinat în funcție de temperatură, în funcție de pH și în prezența electroliților de suport. Pentru a descrie datele experimentale, au fost aplicate modele teoretice pentru Langmuir, Freundlich, Tiomkin, Pijev și Dubinin, Radușkevici. Rezultatele experimentale sunt descrise cel mai bine de către modelul cinetic, de către modelul teoretic Langmuir. Faptul că procesul de adsorpție este favorabil demonstrează parametrul factorul de separare calculat pentru modelul teoretic Langmuir și factorul calculat pentru modelul teoretic Freundlich. Energia liberă calculată pentru modelul Dubin-Radușkevici ne demonstrează că în sistemul modelat are loc o adsorpție chimică. La valori mici ale pH-ului se adsorb foarte bine cel mai bine ionii de nitrit. Astfel, ținând cont de caracteristicile cărbunilor activ modificat cu ion de clor și de capacitatea lui de a absorbi ion de nitrit la valori foarte mici ale pH-ului, acesta se recomandă în calitate de enterosorbant pentru adsorpția, eliminarea ionilor de nitrit din organismul uman. Parametrii termodinamici ai adsorpției ionilor de nitrit a fost determinate din constanta Langmuir. Valorile obținute pentru negative ale energiei Gibbs denotă faptul că la temperaturi mari are loc o atingere a echilibrului mai rapid, adică are loc o adsorpție mai rapidă. Astfel, procesul este spontan. Procesul de adsorpție a ionilor de nitrit pe metale pe cărbuni activi a fost studiat folosind ioni de metale toxice, cum ar fi ionii de cobalt, stronțiu, cadmiu, plumb, mercuriu și ceziu, în funcție de valoarea pH-ului, în funcție de concentrație și în funcție de temperatură. Din diagrama prezentată în figura 29 se observă că ionii de stronțiu, cadmiu, plumb și cobalt se adsorb cel mai bine. Pentru studii aprofundate au fost selectați sărurile ionilor de cobalt bivalent și a stronțiului bivalent. Cinetica procesului de adsorpție a ionilor de nitrit este descris cea mai bine de modelul cinetic de ordin pseudo-2, ceea ce denotă că în sistemul modelat are loc o adsorpție chimică. Adsorpția ionilor de cobalt pe cărbuni activi modificați prin oxidare are loc în trei etape. Primele două etape de adsorpție decurg prin faza de adsorpție pe suprafața particulei. Celelalte, era trei etape, este de stabilire a echilibrului.
Pentru adsorpția ionilor de stronțiu pentru cărbuni activi oxidați are loc în două etape. Prima porțiune indică asupra efectului stratului sau filmului de soluție la suprafața particulei de adsorbant și a doua porțiune se datorează difuziei intraparticule sau în por. Analizând rezultatele obținute ai procesul de adsorpție ionilor de cobalt, se observă că datele experimentale sunt descrise cea mai bine de către modelul teoretic Langmuir. Factorul de separare calculat arată că, procesul este favorabil. Acest fapt este demonstrat și de către parametrul empiric calculat pentru modelul teoretic Freundlich. Energia de adsorpție calculată pentru modelul Dubini-Dradușcheviș demonstrează că în sistemul modelat are loc o adsorpție chimică. Rezultate similare este și pentru adsorpția ionilor de stronțiu pe acești cărbuni. Influența pH-ului are o valoare, pH-ul soluției este un parametru important pentru adsorpția ionilor de metal din soluție, deoarece influențează solubilitatea ionilor de metale și disocierea grupelor funcționale de pe suprafața cărbunilor activi. În figura 36 sunt prezentate influența pH-ului asupra adsorpției sau eliminării, rata eliminării ionilor de cobalt din soluție asupra cărbunilor oxidați. Se observă că la pH-ul 9 și 10 se elimină cel mai mult ionii de cobalt. Acesta poate fi datorat deoarece se precipită. În figura 37 este prezentată influența adsorpției asupra eliminării ionilor de stronțiu din soluție în prezența cărbunilor activi oxidați. La interval de pH 4 și 7 se observă o adsorpție foarte bună, iar la pH 8, 9 și 10 se observă o rată de eliminare a ionilor de stronțiu mai mare. Aceasta poate fi datorat efectului combinat de adsorpție și de precipitare. În conformitate, prin coroborare rezultatelor obținute de caracterizarea cărbunilor activi, au fost propuse mecanisme pentru adsorpția speciilor pe cărbuni activi. Pentru cărbuni activi inițiali, care sunt foarte săraci în grupe funcționale, în procesul de adsorpție participă pozițiile CP. Astfel, aceste poziții sunt puternic influențate de pH-ul soluției. Dacă pH-ul soluției este mai mic decât 3, atunci protonii din soluție sunt concentrați asupra acestor poziții și astfel structura grafitică a cărbunilor activi este încărcată pozitiv și poate atrage ionii de nitrit. Astfel are loc o adsorpție a ionilor de nitrit prin interacțiune electrostatică. Pentru cărbunii activi modificați, adsorpția are loc prin mecanismul de protonare a grupelor hidroxil pe suprafața cărbunilor activ. În a doua etapă are loc adsorpția ionilor de nitrit prin interacțiune electrostatică. Pe intervalul cuprins între pe interval de pH care este mai mic decât pH-ul în punctul 0 sarcini, are loc adsorpția ionilor de metale pe cărbuni activ prin mecanismul de complexare. Are loc cedarea unei perechi de electroni de la atomul de oxigen la metal. Pe intervalul cuprins între 3 și 5 pentru cărbunii activi inițiali are loc adsorpția ionilor de metale prin interacțiuni electrostatice. Pentru cărbunii activi inițiali, adsorpția ionilor de metal pe cărbuni activi are loc prin schimb ionic și prin formarea complexelor metal-ligand pe suprafață. În intervalul de pH cuprins între 5 și 7, în cazul cărbunilor activi oxidați, disociază grupele funcționale acide slab și de tipul lactonilor și totodată în soluție încep să formeze diferite specii ale cobaltului. Pe interval mai mare de 7, de pH 7, au loc disocierea grupelor hidroxil din fenol, alcool, dar tot în acest domeniu se formează hidroxizi de cobalt și hidroxizi de stronțiu. Prin
contextul propunerii cărbunilor active în calitate de cu aplicare în practică, a fost calculat prețul de producere a cărbunului activ. Astfel, prețul de producere estimativ al 1 kg de cărbuni activ modificat cu ion de clor este circa de 600 de lei. Analizele comparative relevă că prețul de producere a cărbunilor activ ca în clor este de circa 3 ori mai mic decât cărbunile activ AG5 oxidat, care au fost propuși pentru absorpția ionilor de nitrit din soluții. În cazul comparării metodelor de oxidare a cărbunilor activi, prețul de producere a cărbunilor activi oxidați prin amestec de acid azotic și uree este mai mic comparativ cu cărbunile activ modificat cu acid azotic concentrat. Noutatea și originalitatea științifică a lucrării rezidă în elucidarea particularităților de interacțiune sau sorții specifice în funcție de pH și chimia suprafeței adsorbanților carbonici. Pentru prima dată au fost propuse mecanisme de adsorție ionilor pe un interval larg de pH, luând în considerare pH-ul mediului, gradul de ionizare al grupelor funcționale și forma ionilor în soluție. Pentru prima dată a fost adaptată și propusă metoda cation radical ABTS pentru evaluarea proprietăților redox adsorbanților carbonici. A fost propusă o metodă nouă, mai economă, de oxidare a cărbunilor activi cu amestec de acid azotic și uree. Implementarea rezultatelor științifice. Adsorbanții carbonici modificați au fost testați pentru eliminarea ionilor de nitrit din apa naturală, metoda cation radical ABTS, adaptată pentru evaluarea proprietăților redox în sisteme eterogene, a fost utilizată în cercetare. Și posibilitățile de aplicare în practică sunt următoarele. A metodei de oxidare a cărbunilor activi cu amestec de acid azotic și uree, ce permite obținerea sortimentelor de cărbuni activi cu un preț de cost mic, adsorbanților carbonici modificați cu ion de clor în calitate de interasorbanți pentru adsorpția sau eliminarea ionilor de nitrit din sistemul digestiv. Concluziilor noastre le dau citire pentru că majoritatea a fost expuse pe parcurs. Astfel, în cadrul tezei au fost publicate un șir de rezultate. Au fost publicate două articole cu factor de impact, două articole în reviste naționale, cu categoria A și B, 5 articole în culegeri naționale și internaționale, 15 rapoarte publicate sau teze la comunicări, la conferințe. Astfel, teza a fost elaborată în cadrul Laboratorului Chimiei Ecologice al Institutului Chimiei și în cadrul Școlii Doctorale Științe Chimice și Tehnologice, Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir. Rezultatele au fost obținute în cadrul proiectelor naționale și naționale. Au fost 4 proiecte. Primul proiect a fost o bursă cu proiect cercetare oferită de către Federația Mondială a Savanților. A doilea proiect a fost un proiect instituțional. Conducător de proiect a fost domnul academician Tudor Lupașcu. Al treilea proiect a fost un proiect bilateral Republica Moldova-Belarus. Conducător de proiect a fost doamna dr. Nastas Raisa. Și ultimul proiect a fost proiectul NanoMed din cadrul programului Orizont 2020. Conducător de proiect a fost este domnul academician Tudor Lupașcu. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Da, mulțumesc și dumneavoastră, Irina. Acum vă rog întrebări. Vă rog, domnilor, fiți mai activi. Eu vă rog de fiecare dată cine te-a întrebat să se prezinte. Da, sunt domnul Lucraș. Nu este același articol, el se asemănă, rezultatele sunt un pic diferite. Rezultatele prezentate în articol sunt un pic diferite. Dar bine, eu văd la ocoli și numele articolului, Da, noi...
Rezultatele date au fost comune dintr-un proiect și aici sunt prezentate toți autorii care au participat la rezultatele obținute. Da, la moment nu vă pot răspunde, din păcate. Da, este. În Rusia sau? În Rusia. În Rusia. Da, vă mulțumesc, domnule Cancian. Pe cine îmi place întrebări? Vă rog. O să dau poate eu vreo două întrebări, Irina, pentru ca să stimulez colegii. Foarte interesant, eu deodată vreau să spun că e foarte interesantă temă, foarte interesantă, foarte interesante sunt rezultatele și mai ales sunt legate de suprafața descărcurilor și de acolo reiese foarte multe proprietăți. Aprecierea că lucrarea este foarte interesantă și mi-a plăcut că s-a încercat ca să facă o legătură dintre suprafața cărbunelor și deci proprietăți. Mai multe proprietăți foarte interesante, care pe noi ne interesează, noi cei care ne ocupăm cu genetica proceselor omogene, avem unele obiecte pe care le-ați încercat să le studiați în procesele heterogene, de sorpție, de transformare. Vreau să vă întreb, Irina, suprafața cărbunelor pe care dumneavoastră ați prezentat-o, ea are o arhitectură, are o structură specifică pentru cărbunele activat sau este așa cum ați arătat dumneavoastră, așa haotică, nu e ordonată? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Structura cărbunelor activ are o structură ordonată, dar grupele funcționale la suprafața cărbunelor activi care sunt prezente, ele sunt amplasate diferit, deoarece în procesul de modificare, heterotomii se aranjează pe pozițiile comode lor. Irina, ordonate din punct de vedere, asta noi știm și am văzut-o și dumneavoastră ați prezentat-o la finele lucrării. Din punct de vedere arhitectural, sunt tuburi, sunt alte, deci, forme de suprafiețe, sau sunt găuri, nanogăuri, cumva, înțelegi, care unde se face procesul de sorpție. Că sorpția este nu numai hemo, pe care am văzut-o cu dumneavoastră. Eu asta vorbesc, dacă are o structură, are o arhitectură spațială. Așa cum, de exemplu, prezint cei care se ocupă cu nanotehnologiile diferite suprafiețe. Eu despre asta vorbesc. Da, vă mulțumesc. Da, are o structură bună, sunt prezenți spori la suprafața cărbunilor activi când are loc procesul de activare. Și sunt spori prezenți? Pori. Dar porile acestea cum sunt aranjați? Sub formă de găuri? Care e structura lor? Cum pătrunde în această suprafață deci substanța chimică? Ionii de metale, substanțe organice, cum pătrund? Sau ele pur și simplu se leagă de către structura chimică a cărbunului? Vă mulțumesc frumos! Da, substanțele care sunt absorbite sunt acoperite la suprafața porului și apoi are loc umplerea porului. Înțelegeți dumneavoastră că dumneavoastră ați prezentat foarte multe curbicinetice. Toate izotermele care dumneavoastră ați prezentat sunt altceva de curbicinetice la temperaturi constante. Și când prezinți o curbă cinetică, trebuie să știi ce proces are loc. Dacă e procesul chimic, este un fel de proces, are o explicație, se poate de calculat constantele, se poate de văzut și mecanismul. Dacă sunt alte procese, nu chimice, de exemplu, de sorpție, atunci acolo joacă rolul altceva, sau difuzia, sau, de exemplu, alte procese fizice care au loc. Și când vorbești despre cinetică și despre izotermie, putem să știi despre care vorbești. Cine de tip, probabil, eu mă gândesc, disorție, sau nu corect eu îmi explic.
Da, eu, spre exemplu, am menționat că nu are loc adsorpție, spre exemplu, prima dată are loc mai întâi la suprafața particulei din soluție, are loc ionii aceștia, da, se atașează la suprafața particulei, apoi acești ioni pătrund în pori, după ce se formează pelicula aceasta la suprafață, apoi pătrund în pori cărbunilor activi. Bun, au pătruns în pori, au avut o difuzie. Mai departe, dumneavoastră, ce curbe cinetice măsurați? Cei care de pătrundere în pori sau cei care, sau de cum nu mai are importanță, dacă au pătruns în pori și s-a legat, de exemplu, cu suprafața, s-a imobilizat, mai bine zis, pe suprafață, sau care, eu vreau să înțeleg ce proces dumneavoastră, proces chimic studiați în curbele acestei izotermi sau proces fizic. Noi studiem toate procesele, dar în dependență de cărbunii care și în dependență de prezența grupelor funcționale la suprafață, are loc adsorpția diferit. Pentru cărbunii care am studiat, are loc o prezență chimică. Dacă e proces chimic, vreau spuneți, da? Da, adsorpție chimică, da. Dacă e proces chimic disorpție, el este reversibil sau irreversibil? Adică, eu să înțeles întrebarea, dar el se leagă pe veci, sau mai bine zis, foarte greu înapoi se desprinde, sau se imobilizează chimic irreversibil. Și mai departe, deci și unii care stau acolo sau cei care stau acolo, ei lucrează cu ceilalți substanțe. Care e mecanismul ăsta? Foarte interesant, mi-a spus că alături de sorții, dumneavoastră, ați arătat acolo că poate fi folosit cărbunele și prin proces de tratare, dacă imobilizați sunt schimbul de metale. Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. De la început are loc doar procesul de adsorpție. După acest proces nu mai are loc niciun schimb. Pentru tratare, cărbunile după ce a fost adsorbit se regenerează. Apoi se poate pus în reutilizare. Dacă se regenerează, asta înseamnă că e reversibil, înseamnă da. Că după ciclul da, după. În ce condiții? Se adaugă alte substanțe? Se schimbă pH-ul, aciditatea? Altceva, temperatură? Care modalitatea de a desprinde, deci, substanța chimică care a fost absorbită? Da, 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 se aude, da, da, da. Este, eu de ce dau această întrebări? Pentru că prima problemă este cinetică dumneavoastră studiază. Cinetică chimică, cinetică fizico-chimică amestecată sau cinetică de difuzie. Asta e foarte important, pentru că în caz contrar, eu am văzut dumneavoastră n-ați determinat constantele. De ce? Pentru că în cazul ăsta constantele sunt așa un fel de amestecă a diferitelor procese. Noi în chimia procesul omogene niciocmim des cu astfel de situații. Câteodată, în loc să vorbim despre actul elementar chimic, noi acolo avem multe difuz. De ce? Și v-am întrebat. Bine. Deci, Ilia, încă o întrebare foarte interesantă pentru noi, cei care s-au dus și ocupă cu redox procese. Pe mine, eu care am citit și lucrarea și acum chiar vreau să vă întreb. Pe mine m-a impresionat că astea ați determinat deci apariția peroxidului de hidrogen în ce procese? Trebuie să-i putea să mai repetați. Cum dumneavoastră ați determinat peroxidul care a apărut? Sau dumneavoastră l-ați inserat acolo? Cum peroxidul a apărut în sistemul dumneavoastră? Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Metoda care am folosit-o pentru determinarea proprietăților redox a cărbunilor activi a fost bazată pe faptul că a fost preparate soluții de o anumită concentrație care conținea peroxid de hidrogen. Aha. Și a fost adăugate la cărbuni activi. A fost adăugate la cărbuni activi. Și peroxidul se descompune? Da, în prezența cărbunilor activi, care este un antioxidant, el a cedat careva electroni și s-a format radicalul liber, astfel a avut loc... Foarte corect, Irina, foarte corect.
exprimă. Deci, deoarece peroxidul hidrogen s-a descompus, el a reacționat ca oxidant, înseamnă că acum activ este un antioxidant. Acum mai ai o parte, imediat după această lucrare, că vorbești despre două procese, că el, deci, interacționează cu antioxidant, sau eu l-am înțeles. Da. Da, da, corect. Dar cum, înseamnă că are proprietățile, eu știu, tipa amputerii, da? Duble, și oxidant și antioxidant. Dar acum, cum ați determinat că el este antioxidant și, nu, și este oxidant și interacționează cu antioxidanții? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. În metodele care le-am folosit pentru a determina proprietățile redox ale cărbunilor activi, am, spre exemplu, pentru... pentru siredie, da? Da. Proprietățile redox determinate, iată, prin metoda chemiluminescență în sistemul peroxid hidrogen luminol. Bine, e clar, mai departe. Asta el are proprietăți antioxidante, deoarece descompune peroxidul. El poate să aibă proprietăți duble, cum ați spus, ați menționat și dumneavoastră. Poate să aibă și proprietăți de oxidant și de reducător, poate să fie. Dar poate să fie așa, că cărbunele active, în general, e antioxidant, sau nu, mai bine zis, nu, e oxidant, dar el, între reacție cu peroxidul, nu ca antioxidant, dar ca oxidant, pentru că peroxidul hidrogen între reacții și cu alt oxidant. De exemplu, fier trivalent de oxidant, manganul 7 valent de oxidant și între reacții cu peroxidul și îl descompune. Dar el mai este și, deci fiind oxidant, el poate să-ți și peroxidul și poate să-ți și cu antioxidanții. Și deci nu este ceea ce a spus dumneavoastră că într-un caz el este oxidant și într-un caz antioxidant. El poate fi nu oxidant. Și între reacții și peroxidul și cu antioxidant. Ar putea să fie așa ceva. Da, ar putea fi că în prezența catalizatorilor, catalizatorul se interacționeze cu oxigenul din sistem și să aibă capacități de reducere sau de oxidare. Da, deci iată, este așa o dilemă în care apare. Dar din proastă sigur trebuie de probe suplimentare, pentru că în vivo nu ai susținut. Și încă o întrebare foarte importantă, care e pentru noi. Când mult timp ne-am ocupat cu procesele de transformare a nefrastelor și nitriții. Vreți să arătați că cărbunile active a dumneavoastră absorbe nitriții. Și lucrul ăsta este cunoscut, pentru că nitriții au proprietăți de a se coordona mai puternice decât nitrații. Dar problema de protecție a mediului ambient este cum am putea noi nitrații, pentru că, de exemplu, într-o cantitate de nitrați, undeva un procent mic este nitrit, că stau într-un echilibru, în dependență de mediu și de condiții. Dar vreau să vă întreb, dumneavoastră, dar nitrații ați încercat să-i absorbiți în condițiile dumneavoastră? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Din păcate, n-am încercat să văd dacă se adsorb nitrații în condițiile mele, pentru că scopul tezei a fost de a adsorbi mai întâi ionii de nitrit și am mai apărut careva metale pe parcurs, dar și din cauza timpului restrâns, n-am reușit să fac mult mai mult decât a fost. În general, în literatură este cunoscut că nitrații foarte greu se adsorb, de ce? Au puțin proprietăți de coordonare sau care ar putea fi sorbite, sunt mai mici cu mult decât a nitriților, cum vă se cunoște. Bine, și ultima întrebare care vreau să vă dau dumneavoastră. Foarte interesant, mi-a plăcut foarte interesant încercare de a face niște calcule economice. Eu zic că noi de multe ori lucrurile astea încercăm și suntem criticați.
dar mă bucur că lucrurile s-au făcut. Dar eu vreau totuși să mă clarific. Deci, după cât ai arătat cu un kilogram de cărbune activat, obținut, din cărbune sau din sâmburi? Din coș de nuci. Din coș de nuci. Costă cât 600 sau cât circa acolo? Circa 600 lei, da. Dar ce ați făcut din astea că ați abținut prețul? Cer scuze, n-am înțeles. Nu, eu ca să înțeleg, calculul s-a făcut de ce? Pentru că s-a arătat că cei ce dumneavoastră s-au obținut costă mai ieftin decât 600. Nu, calcul am făcut comparativ să vedem cu alți cărbuni care au fost prezentați anterior pentru absorpția ionilor de nitrit din soluții. Ag5 oxidat. Este mai puțin, costul mai mic ca dumneavoastră? Da, nu, da. Cărbunile meu este mai ieftin comparativ cu cărbunile Ag5 oxidat pentru absorpția ionilor de nitrit din soluții. Da, acela cărbune activat din cărbune obținut, dar dumneavoastră din sâmbă. Din coș de nuci. Și cu cât mai ieftin al dumneavoastră? Al meu a fost circa 3 ori mai ieftin. Oi, asta e mare economie. Asta numai cei care vând produse vând de 2-3 ori mai ieftin ca să-și facă multe dumneavoastră. Interesant. Și atunci, și chiar ultima. Vreți, vă rog, prin ce se deosebește cărbunele obținut din cărbune, cărbunele activat? Obținut din cărbune și cărbunele activat obținut din coajă de nuci sau din coajă de alt simplu sau știu ce acolo. Prin ce se deosebește? Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. În primul rând se deosebește prin caracteristicile structurii poroase, proprietățile fizico-chimice. A, prin structură se deosebește, da? Am înțeles. Bine, eu întrebăm, n-am cine, stimați colegi, vă rog, scuzați, eu am scris, dar interesant. Vă rog, stimați membrii a Comisiei de Doctorat, dacă aveți întrebări, vă iei. La profesor Gonța. Deci, domnișoara Irina, spuneți, vă rog, cum îi explicați, iată, mă opresc iarăși la concluzăm acele întrebări. Activitatea prooxidantă. Ați studiat aici seria IR cu mangan și cupru. Prin metoda chemiei luminescențe. Prin metoda cum explicați, iată, cum puteți caracteriza activitatea prooxidantă. Deci, înseamnă că și aceste probe din seria IR, ele ce proprietăți au? Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Iată, pentru activitatea comparativă sunt prezentate iată, în figura 18 și 19. În probele de cărbuni activi care au o activitate de reducere mai mică, iată, este două probe, da? Ele sunt oxidanți, au proprietăți de reducere. Dar probele care sunt care au o activitate oxidantă mai mare, de reducere mai mare, atunci el este reducător. El captează din sistemul modelat, modelează tot și respectiv el pozițiile libere la tânsul devin mai puțin libere. Adică. Deci această serie aveți E1, cupru 250 și mangan 250, E3. Astea două de la sfârșit sunt oxidanți. Deci, dumneavoastră, iată, comparativ. Iordonat, ce aveți? Aici? Iordonat, da. Este activitatea antioxidantă. Activitatea antioxidantă? Da. Înseamnă că ele au o anumită activitate antioxidantă? Au, toate au, dar comparativ ele posedă proprietăți diferite. Deci, activitatea antioxidantă este dată în această diagramă. Și pentru aceste serii, ea este mai mică. Dar de ce spunem că o activitate pro-oxidantă? Deci, oxidant? Sau cum? Iată, în
figura 17, iată, sunt prezentate ambele mostre. Iată, se observă că ele au o activitate prooxidantă până la primele 25 secunde, anume pentru proba modificată cu ion cu oxid de mangan. După aceasta, curba scade, el nu mai are proprietăți prooxidante. Înseamnă că dacă vorbim sumar, deci el este la determinarea activității antioxidante, el totuși are o anumită activitate. Da, are o anumită activitate. În timp. Clar. Deci, iarăși ați determinat prin metoda BTS. Prin metoda BTS ați determinat activitatea antioxidantă pentru diferite serii. Pentru seria C, cu, mi se pare că cu diferiți, pentru seria C și pentru seria E. Și ați obținut, care mai activă este seria C sau seria E? Mai activ este seria E. Seria C. Seria 70-80. Ambele serii, seria C este prezentată până la 80%, iată, este aici, însă, iată, pentru seria E este un pic mai... Da, mai mic. Da. Așa, deci seria C dumneavoastră obțineți până la 70% activitatea antioxidantă, dar seria E undeva până la 60%. Da? Da, exact, însă proba modificată cu ion de mangan are o activitate comparativă și cu seria C un pic mai mare. Și... Prin ce se deosebesc aceste serii, seria E, seria C? Din ce cauză în seria C dumneavoastră obțineți o activitate antioxidantă mai înaltă? Vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Primul rând, seria C inițial are o suprafață acidă, seria E are o suprafață bazică. Ele se deosebesc prin metodele de modificare. Sunt, în primul rând, sunt adsorbanți carbonici, suporți de adsorbanți carbonici diferiți, metodele de modificare la fel sunt diferite și sunt tratate la diferite temperaturi. Cred că și de asta prezintă o activitate diferită. Și ultima întrebare, deci recomandări practice, dumneavoastră dați pentru evaluarea proprietăților detox, utilizați metoda ABTS. În conținut fieții aveți două metode, deci cauze. Dumneavoastră dați numai această metodă pentru recomandări. Nu poți să ați evaluat sau ce? Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Am recomandat metoda DATE, deoarece a fost o metodă care a fost mai puțin cunoscută și am lucrat la adaptarea ei mai mult timp. Cunoscută pentru sisteme omogene, pentru sisteme eterogene este mai puțin cunoscută, ea a fost adaptată. Da, dar pentru sisteme eterogene, nu știu cum poate să fie colectitudine 100%. Ea trebuie la momentul dat, cât nu am văzut alte rezultate prezentate de altcineva, eu sunt sigură rezultate prezentate pentru că am făcut repetări, câteva repetări pentru probe. Deci curba cinetică de consum a BTS-ului, ea se rapid într-o minută se duce aproape 80%. Într-o singură minută. În cazul acesta e că nu înțeleg cum dovediți și eutrați și spuneți și determinat. A fost determinat și timpul de contactare, a... Da, știu că ați spus că este de 8. El, din... curba de dreptele de calibrare care a fost prezentate, s-a arătat că față de
Trollock s-a arătat că este o stabilitate în timp, adică de la 1 până la 10 minute. Respectiv, noi am încercat pe adsorbanții carbonici să facem, să vedem dacă, cât se menține stabil. Am observat că de la 1 până la 5 minute el nu este stabil, el descrește curba și de la 5 minute până la 10 se menține stabil. Și respectiv am hotărât că 5 minute a fost optim pentru a ține soluțiile date, adică contacta fazele împreună, după care au fost filtrate, deoarece n-am văzut rostul să ținem 6 sau 7 minute sau 10 minute din cauza irosirii timpului. Da, mulțumesc, domn profesor. Îndrește, domn profesor, Ionța are perfectă dreptate, că într-o minută, dacă se consumă radicalul, nu știu cum primea se prime tot aprilul recordul, puteți să mai suficient. Dacă era, de exemplu, o înregistrare continuă spre profotometric sau de alt tip, atunci se putea de vorbi. De ce? Despre cine e pe aici, nu pot să mă vorbesc. Sau dacă am vrea să puteți fac și pentru că nu e condiție omogenică, ca să vorbiți despre că se folosește un stop flow sau de tipul ăsta, de reacție rapidă. De ce aici, sigur că apar întrebări. Eu aici am primit observații de la secretarul Comisiei de Doctorat Lilia Angel, că trebuia, după ce a finalizat prezentarea, trebuia de discutat nota informativă a drumătorilor. Noi, ca doi drumători, doamna Cămician, după aș și eu, am dat întrebări, dar am prezentat nota informativă și domnul Ciupanu, da, Mihai, mi se pare că eu ești prezentat. Eu cred că nu e nicio problemă dacă noi o să întrebăm pe Irina Gânsar, dacă ea are ce să spună la avizele care le-a dat întrumătoare. Dacă sunt... Da, poftim. Dacă sunt replici sau sunteți de acord sau nu sunteți de acord? Da, vă mulțumesc frumos. La nota informativă, la observațiile și recomandările a membrilor Comisiei de Îndrumare, care au fost date, au fost 7 membri ai Comisiei de Îndrumare extinsă. Respectiv, am prezentat Comisiei de Doctorat toate modificările făcute. Respectiv, fiecare observație și recomandare a fost realizată. N-a fost respinsă niciuna, a fost de acord cu toate. Deci, vă mulțumesc, Irina. Da, continuăm întrebările deci, participanților în această ședință. Poți pune întrebări nu numai membrii Comisiei de Doctorat, dar și cei care sunt mulți online la această ședință. Da, poftim. Irina, să mă lecăm, ați indicat tot ce ține de activitatea cărbunului respectiv. L-ați modificat, într-adevăr, vă felicit că ați făcut un lucru foarte lung, un lucru foarte important și rezultate foarte importante și ați indicat în care că acești cărbuni pot fi modificați, pot fi utilizați la tratarea apelor. Fie că vorbim de apă naturală, fie că vorbim de apă rețetă, nu contează, pentru că Republica noastră este o problemă foarte importantă. Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. Da, cărbunii activi care au fost utilizați în adsorpție ar putea fi regenerați, dar este destul de costisitor. Am câteva probe de cărbuni activi strânși, depuși la o parte și pe parcursul vom vedea dacă deci se va... Nu, acum n-am încercat. Nu, din pentru că acești cărbuni au ținut de adevăr chiar și pentru Republica noastră, din de punct de vedere economic. Ei sunt obținuți din roșii, din uci, muca, avem, avem de unde, respectiv și mai ieftin ne costă. Dar ar fi într-adevăr un lucru foarte important regenerarea lor, pentru că după aia ei sunt aruncați. Deci ca produs, spun eu, finit. Dar trebuie să vă rog, ați făcut încercări de a calcula de a determina suprafața specifică, activă a cărbunului? Suprafața specifică? Da. A fost determinat din parametrii de sorpție azotului, deci, care au fost prezentate până acum, da. Am întrebat. Da. Ei, mai veți, așa, v-aș atrage atenția la acele cluburi sau grafice, care, de exemplu, figura 3-4, unde veți indicat în funcție de temperatură. Probabil noastră temperatura ați indicat în grade Celsius. Ați indicat simbolul de mare, nu știu, cum
Temperatura a fost calculată în grade Kelvin. T mare se notează în grade Kelvin. Nu trebuie aici. Unde? Probabil mi-a fost o scăpare, n-am reușit nici până acum să observ în prezentare, da? Da, pentru că dumneavoastră o să utilizați reacții global, nu reacții utilizat în articole, mai știu eu, în continuare, veți, dacă ne-am calculat, 3-4. 3-4? 3-4, adică primele. Ca exemplu, pentru că mai aveți acolo, nu este atât de important. A, aici a fost determinat în funcție de temperatură, asta nu se referă la temperatură. Asta analiza termodinamică. Nu, indicat cum a scris, cum s-a scris, deci eu asta am pus și am întrebat. Aici, da, aici, da, este corect. A fost o concretizare. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Da, da, puțin, domnule. Deci, da, deci, într-o calculat energie din, mă rog, instrument, influența temperaturii de absorbție a liquidilor. Și aici s-a venit, bun, entropie, entropie, energie tip și concluzionat că în procesul de mobilizare a liquidilor împreună cu calul lor, procesul este endoterm. În calul absorbției ionilor din liquid împreună cu calul, deci care nu contribuie, deci e exoterm. Cum explici tu aceste fenomene opuse? Același carbone, într-un nucleu cu clor și schimbă general, adică radical schimbă proprietății. Într-un caz e exoterm, în cazul e exoterm. Cum explici aceste fenomene? Da, vă mulțumesc frumos pentru întrebare. La moment, cred că n-aș putea să vă răspund concret la această întrebare, dar pe parcurs, cred că am să mă informez. De fapt, e foarte important. Eu dau seama că astea scapuri și văzările că valoarea absorbției în puncte de temperatură într-un caz se mărește, cu temperatură la altă se mărească. Și ai calculat, după, prin, mă rog, calculele astea termodinamice, s-a venit energiile de absorbție. Și ai stabilit, dar, bun, ar fi bine să spui un mecanism. Ce se întâmplă? Pentru că foarte important. Te mulțumesc. Da. Vă mulțumesc și eu. Cum ne vedeți cu discuțiile cu întrebări? Gata? Mai sunt întrebări, stimați colegi? Nu sunt. Doamna Crâncianu Pașcă a spus că sunt suficient întrebări. Îl susține pe el. Acum, conform regulamentului, următorul pas. Îmi place cuvântul ăsta, pas. Înainte vorbeam în engleză, step by step, acum e următorul pas. Este foarte... Nu, vă rog, nu confundați-vă acolo. Vorbim despre susținere. Acum, bine, următorul pas este că oferim cuvântul secretarului Comisiei de Doctorat, care se aduc la cunoștință obiecții și sugestii expuse la prezentarea manuscrisului, rezumatul tezei. Și, deci, poftim și alte avizii a altor centri științifice, a unor cercetători, din diferite instituții, țet, la valoarea științifică și aplicativă a crizei. Vă rog, domnul doctor Brilea. Mulțumesc, domnule președinte. Deci, după cum a expus doctoranta, toate modificările au fost implementate în cheză, conform observațiilor și recomandărilor Comisiei pentru Mare Extensă. Deci, aici nu aș avea nimic să adaug. Vreau să completez cu informații referitor la avizele ce au venit din partea Costavanț. Deci este vorba de 4 avize. Din partea, deci un aviz din partea domnului profesor, din partea domnului doctor habilitat Igor Covar. Deci un alt aviz este de la recepționat din partea domnului doctor habilitat Ciobanu Mihail.
din partea domnului doctor habilitat Vasile Șaravov și din Belorusia a venit un aviz de la domnul doctor Andrei Ivanet, secretar general al Academiei de Științe din Belorusia. Cele patru avize prezintă aprecieri față de teză, dar unele din ele mai conțin și mici sugestii și critici adresate și aș vrea să, conform procedurii, ar trebui să le aduc citirii, iar pretendentul ar trebui să răspundă. Deci, din partea domnului doctor habilitat în chimie, conferențiar universitar Igor Povar, prima sugestie sau critică ar fi rezumatul tezei conține unele expresii nereușite, cum se pare la pagina 19, a repetate rânduri rata de eliminare, în loc de viteza de eliminare rata de adsorpție, în loc de viteza de adsorpție numărul de ion de hidrogen, în loc de cantitatea de ion de hidrogen, pagina 24. Irina? Da. Ce puteți răspunde? Mulțumesc. La observația dată, aș putea spune că în figura 4-6, care este prezentată în viață, se are în vedere proporția, cantitatea de adsorpție, nu se are în vedere viteza de eliminare. Și numărul de unde hidrogen sunt de acord cu această observație, pentru că nu pot să facem. Bine. A doua observație farvenită, deci ține de modalitatea modernă de exprimare a cifrelor zecimale, care este prin punct, nu prin virgulă. Dar acest lucru nu cred că ține de doleanța noastră să implementăm. E ceva ce ar trebui... Nu știu dacă puteți să răspund. Da, aș putea să răspund. Aici, redactarea tezei și alismatul a fost utilizat tezul de redactare a tezei din doctorat, care a fost aprobat la ședința la CERC numărul 5 din 18 decembrie 2018. Acolo sunt prezentate în anexa 5 exemplu de exprimare cifrelor decimale prin virgulă. Este prezentat în anexa pagina 25. Și în rezumatul tezei este scris în limba română, sunt exprimate ca cifre decimale în virgulă, dar în limba engleză sunt exprimate prin punct. Asta presupun că este mai multă solicitare de a la CERC. Da. Bine, mulțumim. Punctul 3. În tabelul 4.5 din rezumat, variația entalpiei este exprimată în kJ pe mol, iar variația energiei Gibbs în J pe mol. Da, sunt de acord cu observația. Și pe viitor, când am să fac publicații, am să iau... Ce nu văd o problemă? Fraza pH-ul la echilibru varia în trepte, n-are sens în contextul la pagina 22. Pe aceeași pagină nu este deloc clar cum în soluțiile inițiale pH-ul varia între 1 și 10. Da. În domeniul larg de variație a pH-ului este posibilă hidroliza ionilor metalici studiați cu formarea hidroxocomplexilor mono și polinuclear, cât și precipitarea lor sub formă de hidroxizi. Aceste condiții pot fi calculate în funcție de concentrația inițială a ionului metalic. În referat lipsesc atât calcule de distribuție a speciilor hidrolizate și deformarea fazei solide hidroxidului, cât și referințe la alte lucrări publicate. Da, mulțumesc frumos. Pentru a efectua calculele date care s-au menționat, era necesar de mai mult timp și eu, în teza care este prezentată, este volumul maxim al tezei, volumul nu trebuie să le fac alte calcule. Dar aceste exemplare încă nu sunt publicate și cum vor fi publicate, eu vom face câteva calcule. Și referitor la referințele bibliografice, cu conținutul de redactare tezilor, în rezumat se trebuie dat pe selectiv bibliografie din cauza volumului restrâns. În sinteză s-a făcut referire la tot și tot dat. Da. Și din partea domnului Ivaneț Andrei, deci sunt două comentarii care ar trebui evidențiate, de fapt nu știu dacă neapărat, unul cu siguranță, referitor la
calcularea parametrilor cinetici de absorpție evidențiate în review-ul Mistakes and Inconsistencies Regarding Absorption of Contaminants from Aqueous Solution, a critical review. Deci dacă ați ținut cont de cele expuse în acel review când a fost prelucrat materialul științific. Da, am ținut cont de acest review, unde sunt date și creșterile care se fac și cum se face proiect și dacă o să fie o solicitare un articol care să fie mai ceva mai concret față de solicitare, atunci voi face voi examina și alte lucruri cu alte date. Și, deci, cam asta ar fi, nu știu, ar trebui să dau citire avizilor. Nu observați nimic, că este suficient. Concluzia finală, poate, din... Concluzia generală. Concluzia generală din aviz. Da. Deci, o să dau acum citire concluzii generale, finale, prezente în fiecare din avize. Deci, da, din partea domnului... Da, sunt pozitive. Eu cred că toate se termină, se finalizează cu o frază. Da, da. Că teza doamnei Gânsari Irina corespunde cerințelor înaintate de față de tezele de doctorat și autorul ei merită conferirea gradului științific. Asta e cel mai important. Chimie la specialitatea 14401, chimie fizică. Este unanim, deci s-au exprimat toți, da? Da. Nu ca să... Bine, dar atunci înseamnă că eu vă mulțumesc că dacă sunt întrebări către doamna doctor Anghel. Nu sunt. Atunci trecem la următorul pas. La comentarii, sugestii și observații expuse la prezentarea manuscrisului tezei în ședința de astăzi. Ce vă expuneți părerea proprie și propuneri facem pentru, deci, a ai concluzii sau nu ai concluzii tipul de lucru ce vă rog, cine dorește să vorbească din participanți. Pentru că după aceasta noi o să vrem cuvântul referență. Dar ele? De fapt... Nu, eu m-am uitat după regulament, întâi la început... Da, discuții de luate, da. Bine, sunt comentarii. Eu, nu știu, am văzut că de ce au vorbit precisorii mei și eu am vorbit despre aceasta. Înainte de a da întrebări, am apreciat lucrarea pozitiv, tot am apreciat pozitiv, dar... Cineva, noi, în calitate de referență, oricum ne spunem obligatoriu. Da, da, dumneavoastră, voi trei referențe o să vorbiți separat, acum vorbesc alții. Da, păi optim, poate care sunt online au întrebări. Eu am întrebat, iată doamna Dreca. Da. Domnul Cădriceanu, eu aș vrea doar câteva cuvinte să spun la adresa acestei lucrări. Deci, bună ziua tuturor, eu sunt bucuroasă că în Institutul de Chimie noi avem un sărbători de genul acesta ca sărbătoare de astăzi, ține de tezelor de doctorat a celor tineri. Și aș vrea să spun că teza care a fost prezentată astăzi de domnișoara Irina Gânsari abordează o problemă de mare actualitate, aș zice eu, cu o deosebită importanță atât teoretică cât și practică. Impresionează faptul că în care pentru prima dată au fost propuse mecanismele de absorpție a ionilor pe un interval larg de pH, luând în considerare pH-ul, mediul, gradul de ionizare al grupurilor funcționale și forma ionilor în soluție. De asemenea, deci tot ce m-a impresionat în premieră a fost adaptat și propus metoda APTS pentru evaluarea proprietăților redox în sisteme eterogene. De asemenea, s-a propus o metodă nouă și care este mai eficientă de oxidare carbonilor activ cu amiesec de acetazolul ciuriei.
Deci, de asemenea, aș vrea să menționez că lucrările sunt foarte bine și clar definite scopul, obiectivele și ipoteza de cercetare a lucrării. De asemenea, m-a impresionat mult că deci, lucrarea, realizarea obiectivelor propuse în lucrare au fost, pentru realizarea obiectivelor au fost propuse și au fost aplicate un șir de metode moderne de cercetare. Astfel, la metode, ca metode de modificare și de caracterizare a cărbunilor activ, adică evaluarea caracteristicilor fizico-chimici prin izotermie, desorpție, desorpție, azotul, analiza termică, difracție, cu raze X, microscopie electronică de Valiaș și altele. Vreau să menționez că concluziile generale, cât și întreaga teză ale autoarei sunt foarte clare, sintetice și exprimă deci, spiritul de înaltă rigoare și profunzime. Sunt elaborate de asemenea recomandări practice, cheie și propuneri de utilizare a rezultatelor obținute. Deci m-a impresionat astăzi și forma de prezentare a tezei a fost deosebit de convingătoare, foarte logică și clară și punând în evidență nivelul ridicat de cunoaștere al autoarei. Deci eu consider că direcția abordată de autoare este fără îndoială una de mare viitor. Rezultatele sunt de o mare valoare teoretică și practică și că lucrarea prezentată astăzi deci este o teză de excepție, o teză excelentă care îndeplinește criteriile necesare acordării titlului de doctor în științe chimice, domnișoare Irina Gânsar. Și aș vrea ca cu această ocazie să felicit autoarea și conducătorul științific al acestei lucrări, deci doamna doctor Raisa Anastas, pentru această frumoasă realizare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna profesor, doctor Cărbăitar și director al Institutului Chimie. Dacă nu mai sunt alte opinii, eu trec la următorul pas. E legat de oferirea deci cuvintelor sau cuvântului referenților care trebuie să prezinte referatele de analiză și să-și expune părerile asupra tezii. Obiecțiile și sugestiile trebuie să fie citite, să fie voci ferate. Vă rog, primul prezintă avizul referentul profesor academician Pașcu Tudor, Institutul de Chimie. Stimate domnule președinte, stimată comisie de doctorat, onorat asistență care sunteți online, deci îmi permiteți să vociferez avizul meu în calitate de referent oficial la teza de doctorat cu titlul Evaluarea influenței chimiei suprafeței absorbantului carbonic în procesul de absorpție a poluanților. Vreau să menționez la bun început că tematica cărbunilor activi în laboratorul de chimie ecologică este dezvăluită, este cercetată, este pusă în aplicare de vreo 40 de ani, mai mult de 40 de ani în urmă. S-a întâmplat lucrul acesta datorită faptului că răposatul Ropot Valerii a trimis 3 doctoranți în Kiev la Institutul de Chimie Coloidală și Chimie Apei. E vorba de cel ce vă vorbește, e vorba de Mihail Ciobanu, doctor Hamreț, e vorba de Victor Boțan, unde toți am avut ca temă de disertație, vă zic, cărbunii activi, în diferite procese, sorpție, desorpție, procese tehnologice. Și iată, astăzi, Irina este în continuare, deci, în cadrul acestei teme, și, pentru că laboratorul de chimie ecologică care a fost condus și de sub de ce vă vorbește, de doamna Raisa Anastas, care este conducătoare de doctorat, de Mihail Ciobanu, de arposatul Vasile Rusu. Deci, în principiu, în afară de Vasile Rusu, toți am avut
obiect de studiu, cărbune activ. Este, într-adevăr, cărbune activ este un substanță chimică de certă valoare care se folosește în diferite domenii, inclusiv pentru tratarea mediului ambient și pentru tratarea apelor reziduale și de potabilizare a apelor de suprafață. Deci o stație serioasă din lume pentru tratarea, pentru potabilizarea apelor de suprafață nu funcționează fără de un strat, de o coloană sau ca un aspect tehnologic care apa să fie trecută prin cărbune activ. Pentru că în cele din urmă, cărbune active deci, rețin substanțele toxice care sunt în natură, dar care se formează în procesul de ozonizare sau în procesul de clorinare a apelor. Deci, cărbune active inițial, deci intact, nu prea conțin, adică practic nu au grupe funcționale. Deci, eu zic că, dar în apele subterane, în apele suprafață, se conțin și deci ioni de metale grele. Și pentru ca acești adsorbanți să poată reține și metale grele, este nevoie de a-i modifica suprafața. Și atunci, adică, Irina a pus în activitatea sa acest scop și l-a realizat, deci a modificat chimia suprafeței prin oxidarea cărbunelor activ cu deci, acid azotic în comun cu ureia. Deci, și a demonstrat că acest procedeu este mult mai economic decât metoda clasică de oxidare cu acid azotic concentrat. Deci, în acest aspect, lucrarea este actuală și tematica deci, este deci, destul de reală și oportună și benefică deci, domeniul de protecție a mediului înconjurător. Deci, în cercetare au fost utilizate cele mai moderne metode fizice, fizico-chimice, chimice, care sunt prezente, sunt dotate, este dotată Institutul de Chimie, precum și a folosit Irina, evident, cu suportul conducătoarei doamnei Năstas, și utilajele științifice care sunt în centrele științifice din România și Ucraina. Deci s-au folosit foarte multe metode de cercetare moderne, deci în primul rând izotermă de absorpție și desorpție a azotului, care asta l-avem în Institutul de Chimie și asta poate că și datorită și dumneavoastră domnul Crimcean Duca, l-am cumpărat atunci din un aparat american care a fost posibil să-l luăm atunci când în 2008, când știința era finanțată vreo 4 ori mai bine decât astăzi. Deci, de asemenea, a fost folosită analiza termică, difracție cu rază X, deci microscopie electronică și așa mai departe. Grupurile funcționale au fost stabilite, calitatea și cantitatea grupurilor funcționale au fost stabilite prin pH metrice, spectroscopie infraroșu, care din nou, datorită celor timpuri bune, Institutul de Chimie este în posesia unui aparat destul de bun, FTIR, metoda BOEM, spectroscopie de masă și așa mai departe. Potențialul redox cărbunelor active, adică a fost studiată prin metoda de cation radical ABTS și prin chemie luminescență, care tot este în dotarea Institutului de Chimie. Deci, au fost folosite de asemenea și metode matematice și termodinamice de calcul a energiei, a entalpiei, entropiei sistemelor de adsorpție. Deci, teza de doctorat include
compartimente, introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice. Bibliografie care cuprinde 334 surse, volum total de pagini fiind de 214, care include 45 tabele, 82 figuri și 9 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 24 lucrări științifice. Deci capitolul 1, titlul motivarea și obiectivele temei de cercetare, deci cuprinde evident argumentare de ce este nevoie, a fost nevoie de a realiza aceste cercetări. Și doctoranta a demonstrat că sunt în domeniul respectiv cercetări multe, dar nu sunt duse până la capăt sau nu sunt că este necesar de a pătrunde în profunzimea acestor cercetări pentru a evidenția noi mecanisme de potabilizare, de imobilizare a ionilor de triț, precum și a ionilor de metale grele, pe cărbune active, intacți și oxidați. În capitolul 2, metodologia cercetării, îi sunt descrise toate metodele care au fost utilizate în cercetarea, în realizarea cercetărilor științifice. Deci, rezultatele experimentale a tezei de doctorat sunt prezentate în capitolul 3 și 4. Capitolul 3, cu titlul caracterizarea absorbanților carbonici utilizați în cercetare, evident că cuprinde informația despre structura, despre suprafața cărbunilor active obținuți, despre proprietățile redox a cărbunilor active utilizați în procesul de cercetare. Capitolul 4 a tezei de doctorat, titlul procesul de absorpție a poluanților din apă. Deci sunt prezentate doar cercetători științifici care pun în evidență rolul lucrărilor funcționale. Și aici vreau să accentuez că aici în lucrare sunt un mare volum, este consacrat acestei probleme, deci chimia suprafeței, și anume ce grupări funcționale se formează în procesul de oxidare a carbonului amorf, zicem, din componența carbonilor activ și ce grupări funcționale se formează în acest proces. A fost determinat parametrii termodinamici. Am vorbit anterior și s-a stabilit procesele, într-un caz absorpția nitriților este exoterm, într-un alt caz este endoterm. Au fost testați catalizatori pe bază de cărbune activ. Adică cărbune activi au fost impregnați cu oxizi de cupru și mangan și s-a studiat procesele de eliminare, oxidare din apă a ionului nitric. S-a stabilit că acești catalizatori, cărbune activ cu oxizi de cupru și mangan, favorizează procesul de eliminare din apă a ionului nitric. În acest capitol sunt prezentate de asemenea și mecanismul de sorpție a ionilor de cobalt și strontiu pe cărbune activi oxidați. S-a stabilit că ionii de strontiu și cobalt sunt imobilizați prin două mecanisme, deci mecanismul de schimb ionic dintre ionul de hidrogen din grupul carboxilici fenolice cetorice cu ionul de metal greu, precum și prin procesul de formare combustor coordonativ cu atomul donor de electroni oxigenul și atomul receptor de electroni ionul de metale grele. Deci au fost propuse mecanismele absorbției ionului nitrit pe suprafața cărbunelor active, intact și oxidați în funcție de concentrație, pH-ul, soluții și temperatură.
Deci, teza de lucrat cuprinde 14 concluzii, generale și 3 recomandări practice. Surse bibliografice, număr de 334 subcompuse din literatură din specialitate, de republică și de peste hotare, inclusiv din propriile publicații a domnișoarei Irina Vinsari. Lucrarea se finalizează cu două anexe cu grafice, declarația privind sumarea răspundere și CV-ul autoarei de doctorat. Analiza rezultatelor științifice, concluziilor generale, recomandărilor practice prezentate în teza de doctorat, cu titlul Evaluarea influenței chimiei și profesiei absorbanților carbonici, procesul de absorbție a poluanților, îmi permite să fac concluzia că lucrarea este prezentat cu un volum mare de rezultate practice obținute utilizând metode contemporane de cercetare și dezvoltare care contribuie la lărgirea cunoștințelor în domeniul modificării chimiei suprafeței, absorbanților carbonici, studiul proprietății fizico-chimice, chimice, care pregune activ, intact și modificați, și valorificarea acestora în domeniul tratării actelor naturale. Consider că stilul, calitatea și precizia exprimării corespunde gramaticii limbii române. În procesul de cercetare, doctoranda Irina Vinsari a utilizat cel mai modern utilaj științific, a vorbit anterior, din dotarea Institutului de Chimie, precum și din dotarea universităților din Iași, Cluj, București, din România, cât și din Institutul de Chimie a Suprafeței Academiei Naționale a Ucrainei. Resursele bibliografice sunt noi și se referă la tema tezei doctorat. Teza de doctorat corespunde cerințelor tehnice impuse în acest domeniu. Rezumatul lucrării corespunde în tocmai conținutul tezei de doctorat. Eu observații în prezent nu am, pentru că am avut multe observații, dar au fost luate în calcul, luate în seamă, când au fost expuse la eu ca, șef de centru Institutului de Chimie, am asistat la ședința laboratorului, la ședința, am fost membru a consiliului, a seminarului de profil și deci acolo eu am avut observații care au fost trimise, transmise și doctoranta le-a luat în concluzie. Deci în acest referat al meu nu am observații. În concluzie, consider că teza de doctorat de evaluarea influenței chimiei și profeției absorbanților carbonici în procesul de absorbție a poluanților, realizată de către doctorada Vinsari Irina, de la Școala Doctorală Științe Biologice, Geometrice, Geonomice, Chimie și Chimice și Tehnologice, din cadrul Consiliului Național Administrat Universitatea de Stat din Moldova, îndeplinește pe deplin condițiile pentru obținerea titlului de științific de doctor în chimie și sunt de acord cu susținerea publică în vederea oferirii acestui titlu. Semnături și mulțumesc, felicitări, deci a fost o teză foarte bună, voluminoasă, cu rezultate foarte bune. Am muncit și, în primul rând, evident, doctorată, dar și conducătoarea de doctorat. Știu sigur că când noaptea târziu lucrau, luni întregi, ca să, până au venit această variantă finală, care ne-au dat-o ca noi să ne spunem opinia. Vă mulțumesc, felicitări! Mulțumesc, domnul Calvician. Irina, dacă ai sugestii la răspunsul Mulțumesc frumos pentru aliză părinte și îmi pare foarte bine că lucrăm într-un același proiect și îmi pare bine că când am nevoie de ajutor, de careva sugestii, recomandări dumneavoastră, reușiți să-mi acordați. Mulțumesc, Irina. Deci, cuvântul
următorul referent este doamna profesor Maria Gonță, Universitatea de Stat. Mulțumesc, domnul președinte. Mulți stimate, domnule președinte, mulți stimați membri ai Consiliului de Susținere și mulți stimată audiență. Deci voi prezenta referatul asupra tezei de doctorat elaborată de doctoranta Gânsar Irina cu titlu Evaluarea influenței chimiei asupra vieții absorbanților carbonici în procesul de absorpție a poluanților, program de doctorat 144.01 chimie fizică. Deci, în rezultatul analizei tezei, analizând rezultatele cercetărilor care au fost prezentate în teză, voi prezenta următoarele aprecieri și constatări. În primul rând, mă refer la analiza actualității temei și problemei abordate. Deci, tema tezei de doctorat a domnișoarei Gânsar Irina se înscrie în tendințele cercetărilor actuale cu privire la procesul de diminuare a poluării apelor și folosind în acest scop, desigur, că obiectul lor de studiu, cărbunii activi. Cărbunii activi care sunt la noi ca o materie primă ce o putem utiliza. Deci există un interes deosebit cu privire la utilizarea cărbunilor activi care are un rol foarte important în calitate de adsorbant și nu numai, dar și în calitate de suport pentru catalizatori în diferite procese de adsorpție a diferitor poluanți. În acest context, autoarea tezei de doctorat și-a propus ca obiectiv principal determinarea naturii chimice a centrelor de adsorpție pe suprafața cărbunilor activi, cărbunilor carbonici și corelarea cu chimia suprafeței adsorbanților, cu proprietățile lor sorptive sau catalitice, pentru a asigura o utilizare a acestor caracteristici în diferite domenii. Deci, la fel de actuală, este și problema modificării adsorbanților carbonici, în special dacă ne referim la modificarea cu oxizi de metale, care influențează proprietățile fizico-chimice și în special proprietățile redox. Noutatea și originalitatea lucrării. Deci, teza elaborată de doctoranta Irina Gânsar conține elemente de inovare. Noutatea și originalitatea tezei de doctorat este determinată de obținerea unor noi adsorbanți carbonici prin modificarea suprafeței cu ion de clor și oxizia metalelor, aici cupru, mangan și prin oxidare. Deci, pentru prima dată în Republica Moldova a fost aplicată metoda de oxidare cu amestec de acid azotic și uree. Iată, această utilizare a acestui amestec le-a dat un rezultat foarte bun. Deci, această metodă se avantajează prin faptul că nu se formează în mediu acizii fulvici și humici. Și, la fel ca noutate, este determinarea proprietăților redox a cărbunilor activi în sisteme eterogene. Deci au adaptat metoda ABTS pentru sisteme eterogene. Dacă ne oprim la conținutul tezei de doctorat, trebuie să spunem că teza este redactată conform ghidului, ea conține introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări, bibliografie este destul de mare, 334 de titluri, are 9 anexe, 155 de pagini text și au fost în total pe tema tezei publicate 19 lucrări științifice. Deci trebuie să constatăm că în 10 din aceste lucrări domnișoara Gânsar este prim autor. Și foarte îmbucurător este faptul că 2 lucrări sunt cu factor de impact.
Deci dacă mă refer la conținutul tezei, înseamnă că în capitolul 1 este prezentat investigația bibliografică. Deci investigația bibliografică cu privire la analiza structurii materialelor, cu privire la proprietățile, caracteristicile fizico-chimice ale cărbunelor, metodele de modificare a cărbunelor, rolul chimiei suprafeței în cărbunelor active în procesul de adsorpție. Deci, baza teoretică a tezei include analiza situației în domeniu. Autoarea tezei a analizat, din punct de vedere fundamental, procesele ce stau la baza relației dintre influența chimiei suprafeței, adsorbanțelor carbonici și corelarea caracteristicilor structurii poroase cu proprietățile de suprafață ale adsorbanțelor. În rezultatul studiului bibliografic s-a constatat că modificarea se poate realiza prin oxidare sau prin impregnare, modificând chimia suprafeții. Deci, astfel, noi putem să utilizăm pentru aceasta diferite metode. Din investigațiile bibliografice realizate, au fost identificate principalele probleme care stau la baza tratării apelor de ione a metalelor grele și de ion nitriți. Scopul și obiectivele lucrării au fost formulate în baza examinării profunde a situației în domeniul respectiv. Reieșind din investigația bibliografică, autoarea tezei a formulat foarte bine, foarte determinat, scopul tezei. Deci, scopul tezei include modificarea suprafeței și corelarea chimiei suprafeței adsorbanților cu proprietățile lor sorptive și catalitice. Și reieșind din scop, ea și-a planificat și obiectivele care sunt elucidate în teză, nu o să mă opresc la ele. Deci, capitolul 2 cuprinde metodologia. Trebuie să spunem că doctoranta a utilizat un șir de metode, un arsenal de metode foarte larg, deci a utilizat metode clasice de cercetare, metode moderne, a utilizat echipamente generale. Deci, aceste metode au fost clasificate pentru anumite analize, de exemplu, pentru determinarea grupelor funcționale, de la suprafața adsorbanților carbonici s-a utilizat spectroscopia în domeniul infraroșu, metoda descompunerii termice, prin tehnica microscopiei de baliaj s-a redat imaginea atomelor pe suprafața sorbenților, determinarea compoziției elementale a unei microstructuri și a unei zone selectate s-a realizat prin raze X. Pentru determinarea caracteristicilor și proprietăților cărbunilor s-a utilizat metoda BET, metoda titrării pașmetrice, spectroscopia de masă, deci care a permis anume evaluarea spectrelor de masă pentru diferite monstre, de exemplu can și can clor. Activitatea antioxidantă a fost determinată pentru diferite serii, seria E și seria C, a fost determinată prin utilizarea metodei ABTS și metoda chemiluminescenței. În capitolul 3, autoarea caracterizează adsorbanții carbonici utilizați în cercetare. Deci, autoarea a demonstrat prezența clorului în monstra can clor, utilizând metoda spectroscopiei electronice de baliaj, metoda spectroscopiei IR, titrărilor și descompunerea termică. Deci, pentru monstrele cu metale, cu oxizi de mangan și de cupru. Deci aici, la fel, au fost utilizate diferite metode și s-a determinat caracteristicile fizico-chimice.
În acest capitol, la fel, au fost aplicate metode pentru determinarea proprietăților de tox, cum am spus. Așa, deci aici sunt datele experimentale pentru determinarea acestor caracteristici și pentru determinarea acestor proprietăți. Procesul de adsorpție a poluanților este dat în capitolul 4. Deci procesul de adsorpție al poluanților din apă. Aici ne referim la ionii nitriți și la metale grele. Deci vreau să zic că acesta într-adevăr a fost un capitol foarte larg. Aici s-a studiat și cinetica procesului de adsorpție, deci atât pentru nitriți cât și pentru metale. Procesul a fost studiat în funcție de pH, în funcție de temperatură, ce i-a permis, nu o să mă opresc detaliat la conținut, dar a fost realizat, deci foarte detaliat, cinetica proceselor de adsorpție. O concluzie importantă constă în, deci a fost realizată în baza rezultatelor prin aceste metode care le-au utilizat, spectroscopia IR, metoda BOEM și toate celelalte, anume i-a permis ca să propună mecanismul de adsorpție. Deci dacă ne referim la anumite concretizări și să discutăm despre aprecieri, privire la stil, la caracteristică, la precizia exprimării. Deci trebuie să spunem că teza a fost elaborată conform cerințelor. Nu sunt abateri de la ghidul care este în vigoare. Lista referințelor include surse bibliografice în domeniu. Deci tema teze, mai bine zis, nu tema, dar teza de doctorat elaborată de Irina Gânsar, deci ea aduce importante contribuții în domeniul chimiei fizice și protecției mediului ambient, cu privire, dacă ne referim concret, la elaborarea metodelor de epurare a apelor de ion nitriți și de metale grele. Teza este structurată în mod logic, începând cu introducerea, ce descrie reperele principale ale lucrării. Textul este expus clar, după fiecare capitol sunt prezentate concluzii. Aș vrea să menționez că concluziile s-ar puțin mai restrânse. Deci, originalitatea și noutatea științifică este determinată de elaborarea metodelor de obținere a unor noi adsorbanți carbonici prin modificarea suprafeței cu ion de clor și oxizi de metale sau prin oxidare. Destul de originale sunt cercetările cu privire la studiul cineticii procesului de adsorpție a ionilor nitriți pe carboni activi, atât în privința rezultatelor obținute, cât și a metodologiei cercetării. Deci s-a utilizat un arsenal foarte larg de metode. Cercetările pe sisteme reale au permis de a stabili succesiunea etapelor procesului de epurare a apelor nitriți, condițiile optime de înlăturare a nitriților și metalelor grele. Se distinge caracterul sistematic, bine organizat al programului de cercetare. Deci a fost un program foarte bine planificat. S-a pornit de la mai simplu la compus. S-au studiat întâi adsorbenți simpli, apoi cei modificați, impregnați și așa mai departe. Deci conținutul tezei are atât, sau rezultatele mai bine zis, au atât importanță teoretică cât și aplicativă. Conținutul tezei nu depășește, deci corespunde cu condițiile ghidului, nu depășește limita.
Referințele bibliografice sunt la tema tezei, deci obiectivele au fost atinse complet, care au fost puse inițial în teză, concluziile și recomandările sunt bazate anume pe cercetările care au fost realizate în teză. Autoarea tezei Irina Gânsar a demonstrat cunoștințe temeinice în domeniul chimiei fizice, cinetici, catalizei și nu în ultimul rând a arătat că ea cunoaște un arsenal foarte larg de metode care poate fi utilizat și explicat rezultatele care au fost obținute. Am o observație care am dat-o și în întrebările mele, deci în privința interacțiunii ABTS-ului, deci reacția e, am zis că este foarte rapidă și nu știu cum s-a dovedit ca să determine deci, activitatea antioxidantă. Și niște precizări. Teza care eu am primit-o, în capitolul 2 se face referire la text în figura 20, dar nu am găsit-o. Și în capitolul 3, figura 3.5, la fel, 3.5a. Așa, însă aceste observații nici de cum nu diminuează importanța tezei elaborată de doctoranda Gânsar Irina. Având în vedere cele expuse mai sus, apreciez teza de doctorat a doctorandei Gânsar Irina ca o lucrare valoroasă atât din punct de vedere teoretic cât și aplicativ. Teza de doctorat elaborată de doctoranda Gânsar Irina corespunde cerințelor înaintate în ghid și formulate de ANACEC privind astfel de lucrări, iar autoarea tezei merită conferirea titlului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 144.01 chimie fizică. Mulțumim mult! Vă felicit! Într-adevăr, a fost o teză cu un bogat material experimental, cu explicații foarte, foarte detaliate și vă felicit pentru aceasta. Mulțumesc, doamna profesor. Vă rog, Irina, răspundeți la pregătirea doamnei profesor. Vă mulțumesc mult, domnule președinte, estimate domnule președinte, estimați membri a Consiliului de Susținere, estimați colegi, îmi permiteți să dau citirea avizului la teza domnișoarei Irina Gânsar cu titlul Evaluarea influenței chimiei suprafeței adsorbanților carbonici în procesul de adsorpție a poluanților. Prezentată pentru susținere la gradul științific de doctor în științe chimice la specialitatea 144.01 chimie fizică. Teza de doctorat a pretendentei la titlul de doctor în chimie a fost elaborată în cadrul școlii doctorale științe chimice și tehnologice a Universității de Stat Dimitrie Cantimir și laboratorul chimie ecologică a Institutului de Chimie. Lucrarea de doctorat a domnișoarei Gânsar Irina este dedicată studierii influenței suprafeților adsorbanților carbonici în procesele de sorbție a poluanților, investigării proprietăților antioxidante ale cărbunilor activi modificați prin oxidare și prin impregnare cu soluții de ioni ai metalelor. Notatea științifică a lucrării constă în aplicarea unor metode pertinente și originale de evaluare a chimiei suprafeței oxidanților carbonici. Adsorbanții carbonici modificați au fost utilizați în procese de eliminare a unor poluanți din apă.
În lucrare sunt propuse mecanisme de adsorpție a ionilor de metal pe suprafața cărbunilor activi, în dependență de pH-ul soluțiilor și gradul de ionizare a grupelor funcționale de pe suprafața adsorbantului. Autorul propune o metodă originală de oxidare a cărbunilor activ și o procedură nouă pentru evaluarea proprietăților redox a sistemelor eterogene. Metoda cation radicală BTS. După modul de abordare, caracterul interdisciplinar și metodologia aplicată pentru atingerea obiectivelor propuse, atât subiectul tezii cât și problematica abordată sunt actuale și corespund sintagmei de noutate științifică. Suportul metodologic al lucrării este prezentat în capitolul 2, unde autorul descrie metodele de evaluare a suprafeței adsorbanților carbonici. Modalitățile de evaluare a proprietăților redox a cărbunilor activi sunt descrise procesele de adsorpție pe cărbuni modificați. Autorul propune modele matematice cinetice care descriu sorpția pe cărbunii cu suprafața modificată. Metodele de studiu folosite în teze sunt relevante, adecvate și contribuie la atingerea scopurilor formulate în lucrare. Teza poartă un caracter indisciplinar, include multiple aspecte ce vizează evaluarea caracteristicilor fizico-chimice a adsorbanților studiați. Izotermie de sorpție, desorpție, analiza termică, difracție cu rază X, spectroscopie IR, microscopie electronică de baliaj, evaluarea reactivității suprafeței prin diverse metode titrimetrice, studierea proprietăților redox prin metoda chemiluminescenței. Rezultatele științifice obținute în urma experimentelor efectuate sunt relevante, fiind în concordanță cu direcțiile de cercetare a Laboratorului Chimie Ecologică a Institutului de Chimie, în care a fost efectuată teza. Teza este scrisă și redactată cu respectarea cerințelor ghidului școlii de doctorale, înaintate pentru tezele de doctorat. Iar structura acesteia este tradițională pentru o lucrare în domeniul chimiei. Lucrarea este expusă pe 214 pagini și include introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări. Bibliografia, din 334 surse, 45 tabele, 82 figuri și 9 anexe. Lucrarea mai conține adnotări în limbile română, rusă și engleză. Listele ale tabelelor, figurilor, abreviaturilor și CV-ul autorului. În introducere sunt formulate actualitatea temei investigate, scopul și obiectivele lucrării, precum și noutatea științifică a rezultatelor obținute, semnificația teoretică și valoarea aplicativă ale lucrării. Rezultatele obținute au fost publicate de către doctorand în 24 lucrări științifice, inclusiv 2 articole în reviste științifice cu factori de impact, 2 articole în reviste științifice naționale, 5 articole în colegii național-internaționale și 12 teze la diverse manifestări științifice. Din analiza materialului expus în capitolele 2, 3 și 4, se poate de concluzionat că datele prezentate de către doctorand sunt veridice. Rezultatele originale obținute de doctorand au fost publicate în articole științifice prezentate și aprobate la diverse workshop-uri, simpozioane sau conferințe științifice naționale și internaționale. În capitolul 1, care conține 19 pagini, sunt descrise metodele cunoscute de obținere și utilizare a adsorbanților carbonici și este expusă analiza literaturii științifice pe tema adiacentă tezei, în special a rolului grupelor funcționale de pe suprafața cărbunului activ. Capitolul 2, care conține 30 pagini, sunt expuse metodologie cercetării, metode de modificare și caracterizare a cărbunilor activi, metode de analiză a suprafeței sorbenților, sunt analizate procedeii matematice de prelucrare a datelor experimentale. Au fost stabilite condițiile optime de obținere a adsorbanților carbonici cu suprafața modificată utilizată în cercetare sau utilizați în cercetare. În capitolul 3, care conține 25 pagini, autorul analizează proprietățile fizico-chimice ale cărbunilor activ studiați, demonstrează prin metode fizice și fizico-chimice de cercetare caracteristicile structurii poroase și a suprafeților adsorbanților carbonici. Printre metodele de cercetare aplicate se pot menționa termogravimetrie, difractograme de fază, microscopie electronică de scanare și analize cu raze X a suprafeței. Pentru
caracterizarea probelor de adsorbant, autorul a aplicat microscopie de adsorție atomică, analiza IR, iar prin stabilirea activității sau pentru stabilirea activității antioxidante și proprietățile redox s-a aplicat metoda chemiluminescenței și metoda cation radicală BTS. Parametrii de structură ai cărbunilor activi au fost calculați din izotermie de sorpție. În capitolul 4, expus pe 41 pagini, autorul a studiat procesele de adsorpție a poluanților din apă pe cărbuni activi cu suprafața modificată. Au fost stabiliți parametrii termodinamici și cinetici ai sorbenților investigați. S-a elucidat influența pH-ului în proces de adsorpție a ionilor unor metale și au fost propuse mecanisme de sorpție a acestora pe cărbuni activi. Fiecare capitol al tezei se finalizează cu concluzii specifice pentru compartimentul respectiv. În teză sunt de asemenea prezentate concluzii generale și recomandări practice de utilizare a adsorbanților carbonici cu suprafața chimic modificată. Normele deontologice și de bună conduită sunt respectate de către autor, sunt citate articolele examinate în lucrare și din care au fost folosite anumite metode de analiză sau ipoteze științifice. Teza este scrisă într-un limbaj corect, cu utilizarea termenilor relevanți, aranjată cu acuratețe, bine cristalizată, cu scop și obiective bine determinate. Lucrările științifice publicate corespund conținutului tezei. Autorul a acumulat un volum considerabil de material experimental, iar lucrarea prezentată de competitor conține suficiente date ce corespund sintagmei de noutate științifică, au semnificația teoretică și practică reală. Teza prezintă interes nu numai în aspect teoretic, dar și aplicativ. Rezumatul tezei de doctor a fost perfectat de autoare în două variante, în limba română și și engleză. Acestea sunt expuse pe 34 pagini, corespund întocmai și reflectă adecvat conținutul lucrării de doctorat. Rezultatele obținute în cadrul cercetărilor efectuate de către autor au demonstrat posibilități reale de aplicare a acestora în practică. Autorul a elaborat metode de obținere a adsorbanților carbonici cu un preț de cost mai mic, care pot fi utilizați ca enterosorbanți pentru eliminarea unor substanțe toxice din sistemul digestiv. Ca sugestie pentru viitor, este necesar brevetarea rezultatelor cu utilitate practică. Este necesar de remarcat că autorul a luat în considerație observațiile și sugestiile recomandate de către Comisia de Îndrumare Extinsă, ceea ce a adus beneficii lucrării și respectiv membru fiind a acestei comisii, nu a mai indicat alte, nu știu, observații, să spunem așa. Teza examinată este o lucrare științifică finalizată, structurată logic, în care este prezentat volumul complet al cercetărilor efectuate. Investigațiile științifice au fost efectuate la un nivel înalt, rezultatele științifice obținute se bazează pe utilizarea unor metode contemporane și adecvate de cercetare în domeniul chimiei fizice, înaintându-se argumente și comparații cu cercetările cunoscute la momentul actual, autorul obținând astfel rezultate veridice. Aceasta demonstrează că autorul Irina Gânsari posedă competențele necesare unui cercetător în domeniul chimiei fizice. Ca concluzie, teza autoarei Gânsari Irina, înaintată spre susținere la Comisia de Doctorat din cadrul Școlii Doctorale Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice a Universității de Stat din Moldova, corespunde cerințelor înaintate față de tezele de doctor, iar autoarea merită conferirea gradului științific de doctor în științe chimice la specialitatea 144.01 Chimia Fizică. Felicitări și realizări științifice frumoase în continuare! Mulțumesc, doamna profesor, vă rog, Irina. Da. Vă mulțumesc frumos pentru avizul comisiei. Vă mulțumesc foarte mult la fel pentru observații și recomandări tot în cadrul comisiei de mare extensie, care la fel m-au ajutat și m-au ajutat să îmbunătățesc calitatea lucrării și vă mulțumesc mult pentru timpul aportat în examinarea tezei și vă mulțumesc mult că Kudra.
Da, mulțumesc pentru mulțumiri. Deci, aici am finalizat prezentarea avizelor, referenților. Acum trecem la următorul pas. Eu trebuie să anunț dezbaterea științifică și discuții asupra noutății, valorii științifici și aplicative tezii, respectiv din cercetare, și invit să participe toți doritorii și participanții la această ședință. Vă rog. Sunt doritori? Noi ne-am exprimat asupra noutății, asupra lucrării, asupra conținutului, importanței. Dacă online. Eu vorbesc că cei online. Regulamente, participanții. Referenții s-au expus, eu vă mulțumesc foarte mult referenților și mulțumesc Dorina că ea a răspuns pertinent la toate și observații, doleanțe, sugestiile și chiar laudele care au fost, aș trebui foarte bine să le menționeze. Acum îi întreb pe toți participanții, pentru că așa se cere. Dacă nu sunt doritori, atunci eu vreau să, dacă nu sunteți împotrivă, eu vreau să vorbesc câteva cuvinte așa, în această dezbatere. În primul rând, eu sunt de acord cu toți vorbitorii au participat la discuție, că, într-adevăr, lucrarea Irinei și însuși Irina Gânsar este o persoană care a reușit în această perioadă, o mare, de 3 ani de zile, să-și ridice nivelul de cunoaștere, atât teoretic cât și experimental, și să realizeze o foarte bună lucrare legată de atât n-a studiat de suprafață, dar influența suprafeței, absorbanța asupra diferite proprietăți, foarte interesant, care a fost cambiarea evidențială. Dar vreau din capul locului să spun că această lucrare, sigur, că și însuși Irina poate fi considerată nepoata domnul Cărnicean Lupașcu, așa, în ghilimele, luând din punctul ăsta de vedere, pentru că eleva, sau să nu ne poate restră eleva, pentru că eleva este doamna Răzcănăstanță, care e în principiu al domnului Cărnicean Lupașcu, care este fondatorul de fondatorii acest domeniu foarte important pentru știința chimică, dar și mai ales pentru Republica Moldova. Lucrul ăsta a fost demonstrat la cursul Lupașcu multor ani. Multe proiecte, multe realizări, practici, teoretice, deci proiecte naționale, proiecte internaționale. Chiar și m-am bucurat foarte mult că Irina Gânsar, deci practic a realizat lucrarea sa în acele câte sunt 4-5 proiecte naționale și internaționale. Am anumit proiect, busta care a primit de la fondul mondiala savanților. Deși eu de la început mi s-a părut că caragios, pentru că asta a fost o bursă, dar atunci mi-am dat seama că are dreptate și eu susțin. Dar eu putea să spui că în afară că este și proiect, dar putea să spui că a avut o bursă internațională. Nu doar că lumea în Republica Moldova beneficiază de astfel de bursă, care a fost câștigată prin propunerea unui proiect, care a fost aprobat către juriul Fondului Mondial al Savanților. Și eu vreau să o felicit pe ea. Dar eu pe Irina Gânsar știu toată foarte mai mult decât doamna Lăsat și doamna Cărnicean Lupașcu. Eu am cunoscut-o pe ea ca studentă la Universitatea Academiei de Științe, cu mare regret care a fost disfințată cu desăvârșire de cei care nu vor bine științe și învățământ. Ea a fost una din cele mai bune studente, a participat, ea nu zădar a primit și bursa Fondului Mondial al Savanților și în proiecte internaționale a participat științifice, pentru că ea a participat într-un concurs organizat de o universitate din Coreea de Sud pentru studenții universității noastre, pe care noi am reușit să organizăm.
Și a ieșit indicator. Toată lumea spunea, sunt mici profesori și studenți, dar ce mai este asta, pierdere de timp, dar ea nu a considerat ca pierdut timp. Ea a participat foarte activ la mini profesorul, a dat un șir de întrebări pentru ca să evalueze cunoștințele care au primit studenții de la noi în rezultatul acestui curs, care a fost ținut de către profesorul din Universitatea de Corea de Sud, și i-a câștigat. Și a fost, după aceea, două sau trei săptămâni, nu știu când a fost invitată și a plecat în Seul, în Corea de Sud. Este un exemplu foarte bun a maximii noastre care era, domnul Maria Gonța, știe, la catedră. Mai bine în știință, mai bine să lucrezi degeaba decât să stai degeaba. Pentru că dacă lucrezi, atunci numai decât o dată și o dată ai să fie apreciat și ea a fost apreciată foarte bine. De ce eu aduc mulțumire, în primul rând, la Camiceanul Pașcu, în al doilea rând, doamnei conducător, doctor Raisa Năstase și Irinii, care drept a fost menționat de către directorul Institutului, este, în general, o domnișoară foarte și foarte conștiincioasă, foarte serioasă, onestă, corectă și un exemplu foarte bun pentru toată lumea care dorește să aibă istorie de succes în cercetare. Așa că eu, la fel, sunt de acord cu cei care au vorbit și propun ca să se confere doamne Gânsar Irina, titlul de doctor în științe chimice, la Societatea 1441 Chimie Fizică și deci, pentru aceasta îi aduc și eu felicitări de partea mea personală. Acum, stimați colegi, dacă totuși mai are cineva sau nu are nimeni? Doamna Năstase Raisa, dacă nu vreau să... Doamna Năstase, da, eu mulțumesc. Raisa, nu te-am uitat, dar nu erai inclus în scenariu. Corect. Mult stimate, domnule președinte, al Comisiei de Doctorat, mult stimați membri ai Comisiei de Doctorat, mult stimată audiență, într-adevăr, pieza elaborată de Irina Gânsar conține rezultate științifice importante, atât din punct de vedere teoretic, cât și aplicativ. Deci, aici au fost foarte multe întrebări din punct de vedere și teoretic și aplicativ, vrând să se scoadă în evidență astăzi câteva elemente care poate au rămas în umbră și nu au fost prezentate în prezentarea Irinei. Eu consider că lucrarea deja este finalizată bine, este o lucrare științifică finalizată, axată pe realizarea problemelor teoretice și ulterioare aplicații practice. Calitatea lucrării, atât publicațiile la tema tezei, cât și metodele abordate și tot ce rezultatele obținute de Irina Gânsar, corespund rigorilor înaintate pentru tezele de doctorat. De aceea consider și eu că Irina merită conferirea titlului de doctor în științe chimice la specialitatea 14401 chimie fizică. Totodată aș vrea să menționez aici și să mulțumesc foarte mult membrilor Comisiei de Îndrumare, domnului academician Gheorghe Duca, domnului academician Tudor Lupașcu și doctorului habilitat Mihail Ciobanu, care pe toată perioada studiilor de doctorat, cât și perioada realizării tezei, cât și la elaborarea tezei cu discuții și perfectare, au avut un acord deosebit, pe această care țin să mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule academician Tudor Lupașcu, care mi-a făcut o prezentare foarte bună, a scos în evidență cum a apărut această tematică, în primul rând, și care este istoricul acestei tematici, cărbunii active în cadrul Institutului de Chimie și a Laboratorului Chimie Ecologică. Ori pentru audiență nu era cunoscut, dar acum
s-a dus în discuție. Deci eu nu pot să repet încă o dată noutatea, actualitatea, semnificația teoretică, valoarea aplicativă, deoarece referenții au explicat și au punctat foarte bine aceste elemente. Ori eu sunt persoana interesată și nu ar fi onest din partea mea. Totodată țin să mulțumesc foarte mult referenților care au adus un aport deosebit la lucru cu lucrarea și au evidențiat și unele lacune care va trebui pe viitor să fie rezolvate, ca materialul nepublicat să fie publicat așa într-o formă cât mai bine finită. Cam atât ce am vrut să spun pe scurt, dacă mi s-a oferit microfonul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna doctor. Eu vreau să vă spun că și vreau să vă felicit și pe dumneavoastră pentru că ați demonstrat că sunteți în stare să conduceți cu teze care au venit cu rezultatul bun. Vă felicit pe dumneavoastră pentru că nu știu dacă ați mai avut încă conduceri de teze, dar aceasta a fost foarte bun. Noi cu domnul profesor Igor Povar avem de timpul probleme. Sper că el acum e în Canada, dacă mă înșelă, pentru că mi-a zis pe asta. Nu, eu sunt loc, am vorbit azi cu dumnealui. A, sunteți pe loc, ascultă, de ce ați întârziat? Eu vă ofer cuvântul, domnul profesor. Nu, eu n-am întârziat, eu aveam probleme. Ce ați întârziat cu asta, cu solicitarea cuvântului eu? Bine, vă mulțumesc. Da, în primul rând vreau să felicit pe conducătorul, cât și candidată pentru teză, realizată la un nivel înalt. Aș vrea să menționez teza, deci am citit pe abstract, dar sper că teza este scrisă într-o limbă română fluentă. Conținutul tezei corespunde denumirii și este reflectat în lucrările științifice publicate de competitor. Metodologia s-a vorbit deja, metodologia cercetării este adecvată, structurile propuse s-a utilizat pur și pe metode, fizice, chimice, și rezultatele experimentale obținute sunt procesate și analizate în mod critic și corect. Da, și mă alătur la opinia tuturor care au fost expuse că lucrarea rezultate corespunde cerințelor de bază ale anarcepului înaintate față de tezii din doctor. Iar autorul, doamna domnișoară Gânsare Irina, mi-a acordat titlul de doctor în științe chimice la specialitatea minifizicus, frază și parcă, punct 01. Și eu știu, în final, aș vrea un îndemn față de conducător, față de competitor, față de toți prezenți. Deci să îndemn la o colaborare atunci când este vorba de reacție în soluție. Aș putea să fiu și eu și echipa laboratorului, putea să fie util. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc, domnul profesor. Eu vreau să vă spun că, știți, de la începutul deci, ședinței, eu am vorbit la fel despre colaborare, pentru că mi-a plăcut deci, proprietățile cărbunilor activi pe care le-a studiat Irina, legate de redox, proprietăți de absorpție a nitriților și altele. Așa că eu cred că ea a strânit într-adevăr interes, nu numai nou, dar și dumneavoastră, de vreau să întrebăr. Opinia dumneavoastră pentru teză și, în general, este foarte importantă, deoarece noi cunoaștem
atitudinea foarte serioasă și exigentă la dreapta față de cercetarea și că noi vă mulțumim. Domnilor, mai sunt doritori? Eu cred că o mică remarcă. Eu cred că deci, pe viitor, domnul Povar și domnișoara Irina ne ascultă, că deși, dacă nu mă înșel, îi disparte 5 metri. Biroul unde stă Povar și Irina, mi se pare că îi disparte o cameră. Deci, și cred că în viitor, aceste colaborări, aceste calcule termodinamice, ar să fie exoterme și o să fie, vă zic, pertinente, vă zic, cercetărilor științifice. Vă urez succese, vă urez succese. Eu, domnule Caringean, vreau să vă fericit și pe dumneavoastră că au observat în ultima vreme susținerea discipulilor sau a persoanelor din domeniul pe care dumneavoastră îl coordonați, că ei fac cercetări pentru ca să atragă interesul altor domenii, altor cercetători de chimie și astăzi ați reușit de o mulțumesc! Da. Stimați colegi, următorul pas este de a aproba rezoluția Comisiei de Doctorat. Vreau să vă anunț că dumneavoastră tot ați primit prin poștă electronică textul acestei rezoluții. Eu vă rog, dar dumneavoastră acum, dacă aveți observații, să le expunem. Eu am analizat textul rezoluției. Eu cred că trebuie de luat acest text ca bază și dacă cineva are observații, pot fi deci, redactat. Eu, de exemplu, sunt de acord cu textul. Eu, de exemplu, rezoluția Lilia Angela stau la marea sfârșit, după votare. Dacă eu am văzut-o în scenariu că ea e înainte putere, dar ea conține rezultatele puterii și calificativul rezultatele puterii. Deci eu propun ca după text sau de bază, dacă trebuie să o aprobați sau aprobăm, la ultimul aliniat legat de calificativul, așa e, de eliberare a diplomului. Deci eu sunt convins că o să fie excelent, deci mai este un aliniat legat de rezultatele puterii care o să trebuiască să le includem, da? Da, da. După votare, sigur. Dar atunci, dacă sunteți de acord, eu vă rog să votați, deschis. Cine pentru acest proiect de rezoluție? Doar textul, da. Împotrivă, nu suntem toți unanimi de acord. Acum, următorul pas, îmi place din cuvântul ăsta foarte bun. Următorul pas la noi este ce? Votarea. Votarea secretă. Votarea. Deci cum e o termen? Eu, de exemplu, de acum am votat, acum clipul am ascultat, am primit pe buletinul de vot și eu am votat. Și am pus și calificativul. Dar acest nu, aici trebuie să... Votarea secretă. Votarea secretă. Cum organizăm votarea? Să discut tot și-o întrebi. Alegem o comisie sau numim secretarul? Nu, eu cred că fiecare votează, dar cineva trebuie să se denumere. Trebuie să rugăm pe participanți. Trebuie să deconecteze cei care ne urmăresc pe noi și... La votare au participat 6 membri ai Comisiei de Doctorat. Deci, rezultatele votului sunt următoarele. Pro 6, contra 0 și abțineri 0. Astfel, se propune de a conferi doamnei Gânsari Irina titlul de doctor în științe chimice la specialitatea 14401 chimie fizică cu atribuirea calificativului foarte bine și eliberarea diplomei respective. Deci, putem să felicităm candidatul. Da, o felicităm pe Irina pentru așa un rezultat de niciunanim, s-a văzut în timpul ședinței că va fi unanim de cei pentru care a fost foarte bună, dar eu vreau să fac o singură mențiune. Primul este cu felicit. Cu felicit pe conducătorul științific, doamna doctor Raisa Năstasă. Cu felicit pe domnul academician, deci Tudor Pașcu, care practic este fondatorul acestui domeniu. Și felicit pe toată lumea care a avut, toți membrii Comisiei de Doctorat, care
au fost onorați să participe la această ședință. Eu consider că ședința de astăzi a arătat o armonie dintre onestitatea, cunoașterea și dulceața Irinii cu exigențele și corectitudinea membrilor comisiei de doctorat. Aceasta deci a fost pe parcursul întregii ședințe și eu vreau să mulțumesc tuturor celor care realizează cercetări, care vin cu rezultate și celor care le apreciază. Deci, și sănătate tuturor, sigur că și succes mai departe. Și fericit că, da, am o restanță, vreau să felicit și studiul cu mine, cu care i-a creat condiții Irinii pentru a realiza această. Mulțumim, domnule Cătălin. Felicitări Irinii cu această realizare și conducătorul științific și domnul Călinceanu Lucașcu, felicităm cu aceste realizări frumoase, această neză frumoasă de astăzi. Mulțumesc, doamnă director, cu această, dacă mă doresc cineva să ia un cuvânt în final, sau poate Irina? Da, se poate, da. Aș vrea să iau cuvânt. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor oamenilor care s-au implicat, care m-au susținut moral sau care și cum au putut m-au susținut pe parcursul acestor ani, care m-au învățat ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Mulțumesc, în doilea rând, comisiei din Drumare Extinsă, care m-a ajutat foarte mult și când am văzut observații și recomandări care trebuie să le fac, chiar a fost o bucurie mare pentru mine, pentru că m-a ajutat să perfecționez totul ce încă nu este la nivel perfect, dar bun, dar este bine, mai bine decât a fost inițial. Și vă mulțumesc mult că ați acordat timpul dumneavoastră personal pentru a mă îndruma pe mine. Și în ultimul rând aș vrea să mulțumesc conducătorului științific, în primul rând că a acceptat să fie conducătorul meu și care m-a ajutat permanent să lucrez, m-a învățat cum să lucrez corect, cum să mă exprim corect din punct de vedere științific și m-a ajutat să fac o teză destul de bună și pentru ajutorul care mi l-a acordat permanent. Și în ultimul rând aș vrea să mulțumesc și colegilor din laborator, care la fel m-au susținut moral și, în ultimul rând, și domnul Acădincean, domnul Lupașcu, care la fel a acordat ajutor. Vă mulțumesc frumos! Mai sunt, Dacă nu se aduce de plan,